Salutare acolo, MCN-ul aici, Micuțu Cosmin Nedelcu sunt și te invit să urmărești acest episod 2 din sezonul nou de podcast. În seara asta i-am invitat pe, voi citi pentru că nu vreau să fac o gafă, Mădălin Cârje, Bogdan Drăcea, Mirel Popinciuc, Florin Gheorghe și Alexandru Dobrotă. O să vorbim multe lucruri despre comedie, probabil despre ei ca oameni, despre ei ca tineri și ce se întâmplă în viața lor. Așa că te invit să urmărești episodul ăsta până la capăt. Vreau să le mulțumesc frumos oamenilor din public din seara asta, care sunt, nu sunt studenți sau au fost sau nu știu, poate încă mai sunt, habar n-am, dar sunt open mic-eri, asta e caracteristica lor principală, sau sunt la început de drum în stand-up. Și le mulțumesc frumos că au venit și le mulțumesc și celor de la Fondația Ad Faber, care au venit în seara asta și sunt în public, reprezentanților Alin Chiriac și Maria Popescu. Oamenii ăștia au acest ONG care și-a propus să transforme România cu ajutorul tehnologiei. Și organizația face următoarele lucruri pentru elevii care vor să dezvolte acele competențe care lipsesc din școala românească. Competențe digitale, siguranță online, leadership, antreprenoriat în tehnologie, etc. Și în acest an, începând cu acest an, Ad Faber instruiește și profesorii cu privire la folosirea inteligenței artificiale pentru predarea la clasă. Găsiți mai multe lucruri despre fundația asta în descriere și vă invităm să faceți asta și să vedeți dacă au nevoie de ajutorul vostru, pentru că este important. Le mulțumesc frumos partenerilor noștri de la Black Cab și băieților noștri de la Stand Up Barbershop. Vă invit să urmăriți MCN Podcast episodul 2. Ba. Voi ați văzut primul episod din MCN? Da. Da? Da. Nu? Da. Nu ai văzut? Am văzut un pic. Okay. Da. Voiam să vă întreb, da, știți cine au fost invitatele? Nu. Bun. Femei. Am avut niște femei, da. Niște românci. Femei și-a închis. Niște românci. Am avut trei doamne psihoterapeute și voiam să vă întreb, că voi sunteți tineri, ce ați fi întrebat? V-ați gândit așa? Ce întrebare? Mă gândeam la asta mai ales pentru Mirel, că a terminat psihologia. Și eram curios așa... Fost student? Eu îmi întreb specialistul căruia îi dau bani în fiecare săptămână lucruri. Nu știu dacă aș fi avut vreo întrebare. A, deci mergi la terapie? A, da. Dă un an jumate deja și mă dor buzunarul. Încă vă jucura voastră dacă puteți să mă ajute. Da. Mergi săptămânal? Pă cât posibil. Da, mă, se vede oricum, adică e, da, e un progres. Nu v-ați gândit toți, cu Mirel, ce se întâmplă cu Mirel, dar e atât de bine de ceva vreme. Ai dat un ban, dar ești bine, Mirele. Cred. Dar nu poți să faci autoanaliză? Ce anume? Două cuvinte pe care le știam înainte? Păi o fac, dar e deficitar. Da. Cosmin, uite-te la Mirel. Tu crezi că el mergea la facultate? Ce, FF? Sau motivele pentru care mergea Mirel la facultate? Era în volan, nu. La cursuri se înseamnă. Cine merge la cursuri? Da. Am și terminat-o cu un an mai târziu decât trebuia. Nu știu dacă e un exemplu bun. Deci nu v-ați gândit la nicio... Adică nu v-ați gândit în momentul în care vă uitați la podcast, bă, eu aș fi întrebat aia sau aș fi... Aș fi întrebat când poate să mă primească din doamnele alea. Pro bono. Bun. Dar a fost un episod benefic, să înțeleg. Da. 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 În regulă. Doamne, știu. Să sperăm că și asta o să fie pentru cineva. Eu deja mă gândesc la o întrebare pe care o să mi-o pun eu. Asta... Când o să mă întreb. Dar eu nu mai știu dacă data trecută v-am întrebat dacă există Dumnezeu.
Nu cred. Nu, nu și aveam asta? Întrebarea pregătit. Bun, hai să începem cu asta. Hai să începem cu asta. Ai cuberile alea până la urmă. Da, serios acum, eu aveam alt parcurs în minte. Da. Îmi dau seama că data trecută am gafat. Da, așa iar. Că, de unde vreți voi? De la centru, la stânga, la dreapta, la dreapta, la... Din punctul vostru de vedere, ținând scurt răspunsul, că suntem mulți, există Dumnezeu? O să încep eu, dacă vreți. Te rog. Nu știu. A fost Alex răspuns? Dobrotă? Nu cred, sincer. E foarte puțin plauzibil să fie cel spus de scripturi, dar nu știu. E că bătrânul înțelept cu barbă. Asta da, nu, că nu cum e prezentat. Dacă e, nu e cum e prezentat, probabil. Adică ceva Dumnezeu nu e exact ăla cu barbă care stă sus, vede tot și... Adică dacă crezi în Dumnezeu, probabil că crezi în ce se întâmplă în jurul tău, spiritual. Spiritual, adică o forță a binelui, presupun. Da, da. Mm-hmm. Așa? Și altceva? Depinde în ce zi mă întrebi. L-a văzut. L-a văzut de trei ori. Deci l-a văzut o dată în vamă, o dată l-a văzut la munte. Și încă o dată în vamă. O dată în nor, i-am văzut fața într-un nor. S-a încruntat. Azi noapte am dormit 9 ore, m-am trezit fericit. A, există azi. Și mâine... când nu există? Da, mă, când e rău de tot. Când e facturează 200 de lei. Dar nu crezi în chestia aia, că e rău tocmai pentru că vrea eu să te înveți ceva? Nu, nu-mi place să cred faptul că era, tu mai era să zic prima înjurătură. E urât. Nu, e eu v-am zis, nu vă cenzurați. Asta m-ai adus aici să-mi dai testele astea. Mi le dau singur, mi le-am dat în viață. Nu trebuie să bifești. Darwinismul, clar, mi-e frică să mă duc în asta că nu există Dumnezeu și evoluție și așa mai departe, așa că o să zic că energie ceva e, cumva. Nu Dumnezeu niciunei religii. Nu, cred că toate au nimerit 13%. Place să cred că fiecare are o dreptate mică, dar în general n-a nimerit-o nimeni până acum. Nu cred. Bun, așa se numește episodul, Mirel Popinciu. Cu Dumnezeu? Bă, nu cred că a nimerit-o nimeni. Mai căutați, voi faceți-vă treaba în continuare. Eu cred că așa e rupe, l-am văzut de 3 ori pe Dumnezeu asta. 100%. Cu asta se deschid la următorul. Și m-a ajutat azi noapte, am dormit 9 ori. Mi-a dat tot tare azi noapte, dar am dormit bine. Da, ați zis vreodată o glumă și v-ați gândit imediat din cauza creșterii pe care o aveți. Aoleu, o să mă pedepsească Dumnezeu pentru gluma asta? Nu. Ia trece. Da. Eu am mai avut despre biserică și mi-a trimis o doamnă pe Facebook niște porunci și îmi zicea să le citesc mai bine pe astea. Mama! Să le bagi în glumă sau deci? Nu, că am făcut glume despre biserică și despre Dumnezeu un pic și cumva doamna aia mi-a atras atenția că citește astea. I-ai luat numele de râdere? Da, cumva. Dacă da, era ceva. Era îndreptată spre Dumnezeu sau doar îl conținea pe Dumnezeu, bitul? Cumva era despre preoți, era mai mult despre biserică, adică ziceam biserică, și ceva da. De Dumnezeu, dar nu la modul, credeți în satana, da, Caterinca, da. Sau nu. Era ceva light, dar doamna, o înțeleg, pot să fiu de acord. Deci zici că dacă faci o glumă și zici la final, și credeți în satana, atunci, clar, da. Atunci te pedepsește Dumnezeu? Nu, am vorbit normal și la final am închis cu... dacă îi pui glumele lui Drăcea invers, auzi, omorâți-vă familia, crezi în satana. Da. Asta sau Samsung. Sau de compilație Vara Manelor 2000. Bun. Deci Dumnezeu există în funcție de... Na. Adică nu e ceva bine definit, asta să înțeleg. Asta e o părere clară. Da. Dar te pedepsește pentru că așa am fost crescuți? Nu? Eu nu consider asta. Nici. Da, nu știu. Adică n-aveți nici cel mai mic feeling în direcția asta? Nu, eu în mod normal aș fi zis sentiment, da, pentru că sunteți foarte tineri. Așa? Da. La fix la feeling m-am gândit. Am zis feeling. Zi mă, crezi în Dumnezeu? YOLO, zi. YOLO. Soxo. Asta nu-i ceva. XOXO, pupici. Mă gândeam că a fost la MTV prezentat. A fost Soxo la Big Brother. Așa mă, Soxo. Așa.
Și credeți că această formă de energie sau ce-o fi râde la ce ziceți voi? Ar face bine. Măcar el. La noi nu neapărat, dar la alții mai mari comedianți. La cei aleși, da. La aia mari, mari. Măcar nu, cred că trebuie să aibă umor. Nu? Măcar el. Nu, mă, sigur există. Cine mă ținea în viață? Stai, Cârge, a rămas la trei întrebări în urmă. Nu m-a întrebat nimeni dacă există umor. Eu am pregătit că se uită maică mea. Normal că există mamă. Da, mă, doctorii. Doctorii n-au avut niciun asta raport. E medicina te ținut în viață. Da, vezi și vă dreptate. Da, mă, râde, normal că râde. Sunt sigur că râde. La glumele. Alea bune. Uite, gluma ta n-a fost cea mai bună, poate. Dar... adică eu cred că el trimite oameni pe pământ cu comentarii. În schimb, la ea cu Evanghelia s-a rupt în două. Zis, ai primit vreun hate? Da, nimic. Aia zic, aia e o glumă bună despre religie, în care Dumnezeu nu bagă comentarii de hate. Dar totuși nu credeți că Dumnezeu e tot timpul încruntat? Pentru că oamenii care îi reprezintă, mai ales în online, sunt tot timpul încruntați așa și ne ceartă și ne bat și ne amenință cu cancerul de care vom muri pentru că luăm numele Raiului și al lui Dumnezeu în derâdere. Adică nu, când, bă, ați avut bunici, că nu suntem chiar așa, n-aveți 10 ani și eu am 48. Da. Bun, și bunica voastră n-avea așa un apetit special pentru biserică duminică? Nu chiar în fiecare duminică, doar așa la de-astea, Paște, chestii de genul bun, ăsta. Bun, și nu vă spunea că Dumnezeu vă ceartă sau că vă vede sau că tot timpul pe atenționare și pe nuiaua din cer care vine și zău pe capul. Dar după îmi zicea tata aia să nu o bag în seamă și alegea să cred pe el. Și era vorba aia că dacă nu ești cu minte te dau la Dumnezeu sau cum e. Wow, ce minut. 7. Fără tu dai din cap că nu. Nu, la mine nu. Erau credincioși, dar nu insistau cu asta, mai ales în casă, să te bate Dumnezeu sau nu. Cred că contează foarte mult cum era preotul din comunitatea lor. Că de fapt ei de acolo își luau frica asta de Dumnezeu, de cum erau preoții. Și dacă, mai ales la țară și în comunități mici, dacă preoții le bagă în cap chestia asta, atunci și ei sunt. Că sunt preoți, am cunoscut preoți foarte agresivi și foarte drastici și preoți mai... friendly. Dacă vreți veniți, dacă nu, nu e obligatoriu să veniți pe la biserică. Mm-hmm. Da, știți că în state se face stand-up și la comunități din astea, de creștini, de catolici, de etică. V-ați gândit vreodată la diversitatea asta din state, de unde poți să faci ori, că poți să faci ori să faci matineuri, să faci pentru mame cu copii, să faci pentru comunități de studenți, unde e doar material curat. Mai ales în ultima perioadă și foarte puțin edgy. Adică nu prea poți să testezi lucruri. V-ați gândit vreodată la noi în țară să începeți un trend de genul ăsta? Adică, bă, hai să mergem la biserica, nu știu, de ziua 7-a și să le propunem stand-up și să fim curați în limbaj. Nu, să vedem s-a propus la un moment dat un stand-up la un azil ceva de bătrâni. Da, Andrei are ideea asta, să mergem la un azil de bătrâni să facem asta. Da. Nice. Da. Mi s-ar părea, dar nu curat. Doar că trebuie să schimbăm fiecare câte 20 de minute asta. Însemna să mergem acolo. Mie tocmai mi s-ar părea tare și sigur ar vrea și ei, sau nu zic să fim super vulgari și exagerați, dar eu cred că ar fi tare să facem un stand-up pe bune, să audă pe bune chestia aia. Bă, unde am avut și ultima dată? La Cernavodă și speram să nu zică nimeni despre show. De ce, mă? De ce? De ce? Că a fost mișto. Bine. Au fost vreo 6 bătrâni în public. Încă bătrâni. S-au distrat. Bine, la aceeași masă. 80 plus. Da, 80 plus, adică bătrâni. Și s-au distrat. Nu știu că bro, e publicul meu. E mai bine. Adică nu prea am putut zic material de ei, da, e, ne-am distrat cumva tot. Da. Nu i-a simțit cumva de rușine, era, nu? Nu, era heckler, adică vorbea, termina el glumele unul de moșe într-una, adică simțea el nevoia să vină cu punchline-urile. E da, pentru că e mai în vârstă, știe el mai bine. Da, și cumva a trebuit să mai vorbesc cu el. Plus că tu o să mai dai glumele alea, el cine știe când. Da, dar cumva a fost, a ieșit fun. Adică, bani ăla cu Gorbaciov, cine știe unde îl mai pune. Mi-a zis să-l folosesc eu ăsta cu Gorbaciov, dar nu știu dacă pot să-l mai dau. Nu prea, nu. Eu am văzut ce public vine la voi la șor și dacă zici Gorbaciov, toată lumea asta e.
Și-a schimbat Rafa numele. Ce mă? Doar din cauza lui Cârșe. Gorbacie? Da, a fost, ce a fost aiurea cumva, că după vreo 10 minute mi-am dat seama, după ce deja făcusem puțin crowd-work, așa zic, răsesem cu ei, cu bătrânii ăștia, după aia am început să-mi dau seama că publicul nu o să mai râd la nimic din materialul meu, doar când o să fac asta. Adică am încercat să mă întorc în material și nu mai aveam nicio șansă să scot reacția. În același timp e foarte dubios să nu adresezi. Că sunt la prima masă 6 bătrâni pe care îi vede toată lumea. Moșola tot aruncă pastile, da, cum spunea el. Da. A treia pastilă pe care vă dau și nu faceți nimic cu ea, nu poți să nu... Și nu știi cum, nici exagerat, dar nici deloc nu poți. Da, plus că se reflectă lumina altfel în părul alb. Nici nu aveau păr. Bun. Bun. Faceți deja stand-up de ceva timp. Aveți niște ani. Și voiam să vă întreb acum, e suficient să fii doar stand-upper? Dobrota? Nu. No. Din păcate, nu. Adică, cumva, să te... La un nivel sustenabil să poți să trăiești, da, dar nu poți să crești atât de mare doar făcând stand-up. Cred că cu toți am plecat că e ok să fii doar stand-up și ne-am dat seama că nu e ok să fii doar stand-up. Asta era visul, da, da. Încep să-ți dai seama că nu e ok. Nu e. Okay. Nu e. Că nu e suficient. Asta despre asta e vorba. Că e ok să fii doar stand-up. Mirel. Dar nu e suficient. La tine mă uit. Să și scui pe venină. Bun, de ce nu e suficient? Pentru că trebuie să ai prezența asta online mult mai agresivă decât mi-ar plăcea mie să fie. Adică eu nu sunt neapărat un fan al face postări. Și nu cred. Se vede dacă e pe Instagram. Da, da. Eu cred că... Trebuie, ușor trebuie să încep să mă forțez din ce în ce mai tare și pe partea asta. Asta e că în România încă nu există o piață a stand-up-ului în care să existe cluburi în care doar mergi și urcă cine e foarte bun la stand-up, chiar dacă n-are notorietate. Publicul nu e învățat, s-au încercat niște show-uri cu mystery box, nu se spunea cine e, doar hai la show-uri. Și nu se vindeau pentru că oamenii nu vin doar la stand-up. Da, vinde un nume acolo, e bine să ai puțină expunere. Vin la fețe familiare, vin la oameni familiari. Da. Dar cum a fost momentul ăla în care ați realizat că, unu, ați devenit cunoscuți, că în primul rând ați devenit cunoscuți de la stand-up, nu? Eu așa cred. Da, adică până s-a v-a apucat să dacă faceți... Dacă am devenit, da. Adică, dacă suntem acolo... Sunteți cunoscuți. Până și la Bogdan mă refer, că tu ai intrat mult mai... în pâine față de ei în online, dar înainte deja te știa lumea de la stand-up. Da, și am făcut și în paralel YouTube. Eu n-aș putea să fac doar o chestie, adică mi se pare și dacă ai fi super bun la stand-up, Dumnezeu tuturor și ți-ar fi bine, cred că tot vrei să mai încerci altceva. Adică orice, eu nu știu pe nimeni. Tu da. Adică cumva, da. Bine mă, dobrută. Așa. Adică mi se pare că trebuie să faci altceva și toată lumea, adică nu cred că e cineva în stand-up care face doar stand-up. Chiar și ăla care face cel mai puțin, cel mai low, tot are un clip pe YouTube. Dar se pare ceva. Că e lene dacă nu faci și altceva pe lângă stand-up? Nu. Mie da și ba da. Și eu acolo sunt. Nu e lene, dar ne place să o aruncăm că nu ne place să facem altceva. Pe asta e lene și dintr-o chestie dar asta, că e lene, cât simți că meriți... Adică eu unul cumva nu simt neapărat că am ceva de oferit oamenilor cât timp nu le dă zic material și îi fac să râdă. Și nu știu eu ce alte chestii sunt. Adică da, poate sunt entertaining la un podcast două, că fac o glumiță, că dacă sunt într-un mediu familiar cu băieții sau așa. Dar așa în rest să fac o postare, un story cu mine pe stradă în care zic ce, nu știu, nu am o glumă pregătită, nu, ce, păi care-i valoarea? Te referi la cineva în nume acum? Dar ți se pare că ești... Doar cum mă simt eu. Dacă se pare te simți că ești ipocrit în momentul ăla? Da, eu ăla? În momentul ăla mă simt foarte ipocrit, da. Pentru că, de fapt, cere atenție, da, ne oferim ne, ceva ne concret, ne ceva lucrat acolo, da, exact. Ne fiind ceva bine gândit. Da, da. Așa că oamenii, de ce se uită la ce faci tu acolo? Exact, da, oamenii nu o gândesc atât de deep cum o gândesc eu. Bun. Mădălin, tu de ce faci asta? În momentul... În momentul... Nu, că și tu faci la fel. În momentul în care... În momentul în care voi... Vă spun vouă, pentru că dintre voi cinci, voi sunteți prezenți bine în online.
Așa, și o faceți cu lejeritate. Aveți dexteritatea asta a omului care poate să facă un story, să nu spună neapărat ceva pe lângă, hai, luați bilete acolo. Că până la urmă asta trebuie să transmiți în momentul în care, adică it's dirty, it's a dirty job, dar trebuie să o faci. N-ai fața ta, tu o să fii acolo la show, deci practic trebuie. Tu faci ceva în momentul în care faci story-ul ăla. Da. Nu? Da. Că ai trimis pe oameni, pe oameni spre ceva ce tu știi să zici că știi să faci sau ai ce să oferi de niște bani. Și pentru că știu de foarte mulți comedianți mai la început așa, am observat că au această problemă. Le e rușine, le e... E cringe. E cringe. Foarte cringe să Da, e... nu știu cum să zic. E ipocrizie. Adică sunt multe sentimente așa care se strâng în momentul în care te pui să faci un story, să chem lumea la un show. Că voi cum ați trecut peste asta? La mine e lung. Fac cringe-uri de 15 ani. Aia vreau să zic că limita e setată. Cu e frică? Adică ce fac acum e mult mai ok de ce făceam acum 12 ani pe internet. Nu mi-e rușine de ce fac neapărat. Și nu știu, foarte lejer scot telefonul să fac un story. Doar lumina de afară. Mă uit în telefon, bă, ce lumină ești, nebun? În casă, recunosc, în casă nu vine să fac asta pentru că... Stă într-o garsonieră urâtă. E lumina mai proastă, trebuie să mă așez. Dar afară, când dau de lumină, zic, păi, și prost, ar merge un story. Și văd eu, găsesc eu ce să zic în el. Pe parcurs, în timp ce mă duc pe stradă, găsesc eu ceva. Nu se naște niciodată gândul ăsta, ce ar merge un story. Nu pot să zic că am avut vreodată gândul ăsta în minte. Da, asta e altă extremă. Ce trebuie un story, da, asta... Exact. Cred că dacă ne zice Cârge, bă, faceți un story. Când vine cu story pentru Gherla. Da. Deci e mai ușor să fie un story grupat. Adică sunteți mai mulți și în momentul ăla o să spună fiecare ceva din informația aia. Sau individual, când suntem acasă fiecare, trage și voi cu un story și postați pentru... Facem când suntem toți de la comun, dar uneori când e urgență, mesaj pe grup, Popinciuce, activează-te, te rog, fă-și tu un story. Uh-huh. Și după 6 ore când vede mesajul, când se trezește, s-a terminat show-ul, vine și și story-ul lui Popinciuc. Și tu scrii la 8:30 dimineața, mâncați, zici că nu mă cunoști. Pe mine m-a ajutat foarte mult în momentul în care a trebuit să încep să fac story-uri. Când au apărut. Când au apărut, exact. Când au apărut story-urile. Da. Când se spunea că mă simt penibil, nu cringe? Mă simțeam penibil, dar am reușit datorită pălăriuților, măștilor de pâine, într-adevăr, ajutau enorm. Că nu mai eram eu, deja era altceva, era o mască, era ceva venețian acolo, era un... Da, exact. Da. Sau asta, poți să-ți fabrici singur acasă, dacă ești comedian tânăr, fă-ți o mască dintr-o hârtie, zi masca de story, așa, și pune o story time. Clar ajută filtrele. Da. Asta m-a ajutat pe mine. Mai ziceți voi câteva lucruri. Eu cred că ajută oricum story-urile astea indiferent. Adică și la Cârge putem să fim de acord că poate exagera de multe ori. Adică nu știu cine a avut gluma aia la roast. Că dacă cred că tu, de mă întreb ce face Cârge, nu trebuie să mă întreb că văd pe story la el. Ce scuze. Dar și ajută să fii natural așa și să vadă oamenii pe bune ce faci. Să nu fie fiecare story gândit. Asta e că cumva oamenii apreciază mai mult. Simt că el o face natural. Da, cumva. Da, adică la el și... e pe bune. Bă, poți să fac un story acum, vă rog. Nu simt că cineva crede că e exagerat că pune atât de multe story-uri. Și dacă sunt puțini din câți urmăritori are el, nu prea că nu sunt toți care zic, bă, dar cât te pune. Da, cumva de-aia te urmărești omul ăla, să vadă ce... Da, nu cred că deranjează că ai tu multe story-uri. Paranteză scurtă, în același timp, mi se pare mai obositor la comediantul pe care îl văd, l-am la follow și tot ce postează e afiș de stand-up. Corect. Unu, Riciu e la pământ dacă pui doar afișe și doi, man, nu ți-am dat follow să văd doar afișe de stand-up. Da. Sau doar reclame. Exact. O să întrerup un pic să nu mai bateți în masă că se aude direct în microfon, din păcate. Okay. Nu avem până în 2023, nu avem nicio soluție. Așa. Cât a fost? Ce ziceam? Doar că... Doar că acum... Masa asta nu se împărtă. Să vină doar acum la cei. Doar că acum erai ca o pisică care clar la un moment dat o să fac asta. Erai exact arcuirea aia de... Așa.
Nu mai știu ce așa. Că e, pentru mine e mai obositor un om care doar afișe pune decât un om care îmi vorbește, care pune un clip. Yoda. Care doar afișe pune. Tu ai un conținut pe care foarte puțin comedianți l-au din România, de TikTok-uri random. Pe ce mi se pare amuzant? Asta, de, foarte puțini au. Că eu știu fiecare ce postează comedian din România. Dacă vreți, vă fac o listă. Am și tu ești printre singurii, nu știu dacă mai e cineva în stilul ăsta, de pune căcaturi care... Super funny. Ce? Adică să nu mă înțelegi. Deci ele... toate, râd la alea cu... Ce ai, mă? Rege. Ăla cu Lilian, dă-te, mă rup. Excelent. Da, ești printre singurii care faci asta. Eu nu sunt în stilul ăla de pun chestii la care râd, că eu nu prea râd. Dar, nu știu. Da, uite, deci... Florin nu postează nimic. Și când pun doar afișe, am doar afișe acolo la Instagram, la story, cumva mă simt, bă, de ce? Mai pune și altceva, pune și un clip. Sau de asta unul le zic, totuși... pe gură că aveți show la Gherla, că e mai de impact. Mă simt puțin prost că am doar afișe acolo și nu ofer nimic altceva pe story-ul ăla. Păi și vă întreb, de ce nu vă gândiți, de ce nu faceți în avans, dacă știți că aveți niște show-uri, de ce nu scrieți niște lucruri în avans, exact cum ați făcut sketch-urile alea de promovare, da. De ce nu faceți niște lucruri în avans, adică să gândiți efectiv ce o să spuneți într-un story și după aia să-l trageți. Okay. Și să nu-l trageți cu lejeritatea unui om care are dexteritatea asta, să meargă pe stradă înconjurat de oameni și să vorbească, că îmi dau seama că e mult mai mare presiunea când e și lume pe stradă. Da. Deși, din ce am observat, nu se mai uită nimeni la tine. Deci poți vorbești fac singur. Fac și istoriuri lor. Ei sunt în live-uri pe acolo cu tap-tap. Exact. Poți să fii nebunel cu acte în regulă, că nu mai are nimeni nicio problemă. Că e clar că tu cu cineva vorbești. Da. Că el există sau nu, asta nu e. Eu fac ca să apar puțin nebun, că merg pe stradă cu telefonul, mă întorc de unde am plecat, că l-am luat tras bine și mai fac iar o dată și iar. Că Florin este dacă pentru story-uri, că el nu iese din casă altfel. Până iese bine, nu. Tu și vrei neapărat același background? Nu mai știi să întoarcă. Da. Ai chestia asta, că trebuie să fie pomii aia. Dacă mi-a plăcut mie cum arată în spate acolo, trebuie să fie exact cum arată în spate acolo. Dacă n-am tras bine ce am zis, trebuie să mai trag o dată. Dacă multă vână vreo mașină din spate la nenorocii la story. Parchează unul Logan. Dacă intră soarele în nori. În același timp ajută. Dacă ai show în București, e bine să zici pe stradă cât mai tare, că află lumea. În Dublin așa am făcut. Nu a făcut nimeni poză cu noi în avion până n-am început story. Avem de seară show la Dublin. Când ne-au văzut aia, am început pozele cu noi. A, sunteți băieții de la stand-up. Veni și noi trei la show. Nu au venit. Deci vi se pare o soluție asta să gândiți lucrurile în avans? Da. Mirel? Mulțumim pentru idei. Da, nu, cred că problema e de confort, adică la mine cel puțin, că sunt blocat într-o zonă de confort în care încerc să ies, lucrez la asta, blocaje mentale și așa mai departe. Adică mi se pare că eu cel puțin, că pot să vorbesc doar în numele meu, încă nu sunt dispus să put in the work, cred. N-am atins punctul ăla pe care simt că l-au atins Cârge și Drăcea, cel puțin. De exemplu, de bă, treabă, asta poți facem, zici, asta suntem, asta, cumva. Adică cred că e o chestie mai mult de mentalitate pe care trebuie să o găsesc eu în mine, nu știu neapărat dacă e de pregătire sau că îi simt, le simt cel puțin ăsta, că îi simt munca, cum îi curge prin vene așa. Nu foamea. Știu. Eu asta am să zic mai devreme, cred că la Drăgea, ce am văzut eu și o să zic și la mine în paralel, e și chestia că nu pot să stau cumva, că el ar putea să facă doar stand-up, nu pentru că nu-i place stand-up, ci pentru că simt că mai am loc de ceva în viața mea, adică să ne căcăm pe noi, nimeni nu o să stea 8 ore să scrie pentru stand-up, de-aia cred că stand-up implică și te obosește. 2 ani. Adică cred că implică și poate căuta locații uneori, făcut content online asta, cumva comediant înseamnă tot, în alea 8 ore cât muncește un om normal, ar trebui să facem mai multe chestii. Care implică social media, clipuri online, pregătită, clar, da. Seturi, dar și alte chestii. Că nu poți să o scrii un om normal, nu scrii 8 ore, că după 2 ore ești prăjit. Adică să-l privești ca un job full-time. Exact. La urmă, despre asta e vorba, da. Apropo de asta, aș vrea să vă felicit că, din câte știu eu, sunteți singurii comedianți de la noi din țară care au mers și au împărțit pliante la show-urile lor și fac asta în continuare. Și facem și acum. Și asta mi se pare, apropo de a fi dispus să muncești mai mult pentru produsul pe care îl dai oamenilor, eu cred că e un început foarte bun ăsta. Și cred că e un exemplu foarte bun că automat mai auzim și noi pe la club sau, în fine, auzim din anumite locuri de comedianți care sunt la început și se plâng că n-au show-uri, că ceva nu se întâmplă, că ceva nu e bine,
că nu li se oferă pentru de obicei, că nu li se oferă o șansă. Deși, slavă Domnului, sunt trei cluburi de comedie, trei seri de open mic pe sunt săptămână. Mai multe, sunt vreo șase, cred, pe săptămână. Iată, că mai sunt, da, corect, că mai sunt și Comedy Point-ul și așa mai departe. Deci loc există. Lume să vină să te vadă, trebuie să put in the work, put in the work. Așa. Ți-au căzut mărgelele. Că așa părea că sunt masă. Eu mă gândeam că le numeri. Nu știu mai fi știi la podcastul ăsta. Mă gândeam că sunt mătăni. Da. Nu, nu mă așteptam la masa asta la care pare că o să cucerim. Da. Nu? Aduceți nu macheta aia cu București. Exact, spunem așa, băiat acasă. Da, și asta mi se pare o dovadă că, uite, și în facultate, în un ATC, de multe ori erau plângerile astea de, domnule, pe noi nu ne ajută nimeni, noi, la noi nu se uită profesori, la noi, și până când am înțeles și eu și alții ca mine, am înțeles că noi trebuie să muncim și noi trebuie să investim timp ca să devenim valoroși. De exemplu, și cu asta termin, am un fost coleg, Larry Georgescu, care a ajuns un actor foarte cunoscut, în mare parte datorită faptului că a fost dispus să muncească. Și ce făcea omul ăsta când terminase în facultatea, nu cred că intrasem încă la master, avea un spectacol care cred că era un one-man show. Și se ducea personal cu scrisori, invitație, la directorii de teatre. Și stătea acolo, la secretariat, aștepta să vină directorul de la teatru să-l invite să-l vadă în spectacol. Știi? Și mi se pare aceeași energie și aceeași cantitate de muncă pe care ați investit-o voi la show-urile astea. Și vreau să vă felicit, așa. Și să spun că mi se pare că e un exemplu foarte bun. Mai ales că sunt comedianți la început în sală aici. Eu cred că, în primul rând, mulțumim, nu cred că suntem singurii care dau flyere și cred că s-au mai dat flyere, cred că am fost cei mai constanți și încă asta facem asta, chiar asta, dacă da, avem sala plină și mai sunt 20 de locuri, pentru alea 20 de locuri dăm flyere, că 20 de oameni sunt niște bani acolo, tragem pe dreapta, mai plătim o cazare. Și serios vorbind, acum Cârja, mie mi se pare că e la Damoda și acum. Da, da, a fost inițiat. Să nu mai trebuiască să sper la Dumnezeu și arăta că poți să spui show singur, poți să dai flyere, poți să, adică... Da. Da, bravo, de că tu ai avut la un moment dat, și asta cred că e o chestie pe care poate să recunoască și omul care nu te suportă, care e prezent aici, dar nu o să-i spune. Ia zi dobrătă să vedem. Nu, dar că e clar că deja ai început să atragi tu antipatie și asta mă bucură. Și te felicit pentru asta. Iată cum s-au mai șters două comentarii. Mulțumesc, Cosmin. Nu, dar serios, că asta înseamnă de obicei, din ce am observat și la mine, că îți vezi de treabă. De unde a plecat drive-ul ăsta la tine așa, brusc? Adică ai avut o... De fapt, presupun că nu e ceva brusc, că n-are cum să fie brusc. Dar a plecat de undeva? Nu, eu cred că l-am avut din primul moment când m-am mutat în București să fac asta. Nu cred că a venit pe parcurs. Doar că n-am început haos, ci am început cu treabă la început. Nu m-am băgat, am început la open mic și munceam pe lângă. Dar după, cu timpul, când am fost, nu știu, prima oară când am plecat în turneu, am plecat pe show-uri gratis. Plus da, că eu am și mâncat toată cu tine la meniu zile unde mâncai tu și cred că era niște drive acolo. Adică, da, toate lângă piure spunea drive. Ăla nasol, da. Îi piuia copanul în parfurie. Îi punea copanul, băteai, mai scris mădălie. Nu, asta e, când m-am mutat eu în București, era fix perioada când era o generație care stagna, eu râs să zic așa, nu știu, e părerea ta și cred că e ok. Stagna în sensul că nu se întâmpla nimic cu ei, nu știu. Bătea pasul pe loc. Așa. E mult mai ok. Că acum ai și vizualul. Nu știu, ești doar tu responsabil de cariera ta. Categoric. Există noroc. Există niște șanse pe care cred că ți le faci tot cu mâna ta, fiind în anumite locuri, da, și clar, fiind pe lângă niște oameni. Da, clar, îți dau încredere în sine. Uite cum au fost și turneile cu tine, pentru da, mine, pentru care, el, pentru... Da, da, pentru mine, au fost, care au contat foarte mult. Pentru toți de aici, pentru că am fost la un moment dat. Și îți dau încredere în sine, că apoi
poate putem să plecăm și împreună de capul nostru, odată ce ni s-a dat o confirmare că putem să deschidem. Și o chestie care mi se pare mie din nou de foarte veche cu fură meserie e când mergi în turneu cu un comediant mare, ce am făcut eu, eu mă uitam ce se întâmplă, ce face tour managerul tău. Nu doar veneam și urcam pe scenă și atât. Am făceam 10 minute, mă duceam, beam bere în spate. Cum arată un oraș? Cum arată o sală în care trebuie să faci? Cât de mare să fie orașul să strângi oameni? Asta, el a fost mult mai înclinat pe partea asta de business. Astea, decât scris material. Decât, nu știu dacă e neapărat business, dacă i-ar spune business. Nu, dar partea organizatorică. Mai mult, da, partea organizatorică. Și cred că ce face un show să funcționeze, dar nu doar asta, că și asta am observat, că n-ai fost atent doar la asta, ai fost atent și la ce îi face pe comedianți să se simtă bine înainte de un show. Pentru că, na, că eu vă urmăresc și eu vă urmăresc și, și mi se pare foarte șmecher că aveți toate cazările alea în care stați ping-ponguiți, FIFA-uiți și așa mai departe. Și iarăși e clar că vine de la Mădălin chestia asta, e, bă, hai să ne simțim bine și în afara programului. Clar, clar. Și asta mi se pare că vă dă un vibe foarte bun așa și e pentru show. O parte foarte importantă în turneu, că e mult mai mult timp petreci în afara show-ului decât pe scenă. Da, da, și punem în balanță. Preferăm să dormim fiecare în patul lui sau împreună în pat, dar să avem televizor mare de FIFA. Mm-hmm. Sau alegem să avem masă frumoasă de Remi. Ce scuze are el că să ia camere mai puține. Acum va dormi. Ce scuze are că ați luat cu mine în pat. Ca să-i pune mâna la caricele. Ai luat la Rost. Să-mi verifice. Ai luat la Rost. Eu fost la Cluj 4 cazări diferite. N-am stat o zi într-un loc. Și ce cazări v-am luat? Rupere. Da, dar voi nu vă dați seama că el acum aprobează terenul pentru când o să pleci singur. Că știți foarte bine că el e... Da. Robbie Williams, vostru, Take That sau cred că să numai. N-aș face, pentru că ce ziceam e foarte important. Cași, bă, dracu, ți-a crescut și părul. Aia, exact. Asta plăcă. Serios. Ești gata de turcă, da. Zic, plopeni. Nu, asta e că e atât de puțin și când vei la un show. De fapt, munca e ora aia. Bine, ce montăm noi înainte, scule și le demontăm și asta ne mai mănâncă, să zicem, 2 ore, dar restul urși 20 de minute pe scenă. E, muncă e și sunt alea 5 ore de mers până acolo. Împărțit flyere și dormitul ăla, care e atât de puțin, de la 3 până la 5, că trebuie să fii fresh, dacă dormi jumătate de oră, Popinciuc mai ciupește mai mult, că lui nu-i pasă, dacă face duș sau nu înainte de show. Profesionalist sau ce? Profesionalist. Bă, ce, mă vreți odihnit sau spălat? Alegeți voi. Ce, eu stau în sală cu oamenii sau pe scenă? Corect. Da, în primul rând, toată nu-l vinde, în primul rând. Adică nu cumpăr lumea bilete. Nu că nu-l vindeți voi din atins. Asta mă, că se dă Florin cu parfum, mirosim toți. Da, bă, asta e un insight bun. Nu vezi că săracul micuțul lăcrimează cu ochiul ăsta de jumătate? Lăcrimeze Armani. Ia și te spăgât puțin. Ce? Ia de la ochi și dă spăgât. Eu am crezut că a fost ceva de genul. Ia vezi că te iau un pic la gât aici. Se regea în frânică. De ce ți-am făcut? Tu făceai și-a Florin de când ai început. Am făcut așa și mic? Ai, bun. Și asta presupune că vă și suportați mai bine, nu în turneu. Că bănuiesc că voi ați fost plecați foarte, o perioadă foarte lungă de timp așa și totuși v-ați suportat la un moment dat, eu știu de când plecăm, noi de plecăm câte 2 săptămâni, bă, la un moment dat, când știi cum mi-am dat seama? Îmi pare rău că Geo nu e aici, dar Geo, eu nu observ asta în primele 4 zile de turneu, dar în a 5-a când mănâncă un sandwich în mașină sau de da, mă, dă-i și zăbălut. Și după aia... Hai, mă, că nu aici, dacă era aici, putem să vedem băieți. Dar știi, da, de unde vine asta cu zăbălut? Că facem... Și după aia, mă, vezi să se lasă și pe spate, așa. Și face yummy. Exact, îi place yummy in the tummy, așa.
Și la un moment dat eu găsesc asta deranjant. Da, nu vreau. Dar îmi dau seama că și eu sunt deranjant la rândul meu, știi? Da, nu, la mine în turneu îți dai seama, na, fiind turneul meu, cum ar veni, toată lumea râde la glumele mele. A, ce bine plescă e nene Cosmine, Doamne, a, ce frână ai pus de ne-ai băgat pe cap până. A, dacă n-am râs, mamă, ce tare. A, ce mult ai stat aseară pe scenă. Cred că te-ai simțit bine, bravo. Așa e din perspectiva asta. Și e foarte ciudat că se face un shift la un moment dat, știi, când mergi cu... Că, na, se schimbă oamenii cu care mergi în turneu și la început nu prea sunt râsete la ce spun, știi? Dar după aia el încep să apară și eu testez, dar nimeni nu știe asta și îmi pare rău că o spun acum. Păi acum deja... A trecut oricum timpul. Cât mă zine, tu te lași de stand-up? Te lași de stand-up, asta vrei? A, da. Bună seara! Așa... Da, și eu testez la un moment dat, zic un căcat efectiv, deci n-are, e o jenă de glumă, să văd dacă se râde și intensitatea cu care se râde. Și atunci îmi dau seama, da, trebuie să-l schimb. Stai, e ciudat că... Exact cum a fost gluma asta. Eu am amintirea... toți au râs, că toți ne-am simțit că am râs la un moment dat așa. Exact. Eu am amintirea perfectă că n-am râs într-o zi. N-am avut chef să râd într-o și zi. Și plecat. Și m-au dat imediat afară, adică asta. Păi nu, problema era că râzi. Dacă râzi la proaste... M-am prins, da, dar eu nu prea râdeam. Și nu înțeleg de ce n-am mai mers împreună cu tine. Că tu spuneai bune și nu râdea. N-am mai mers împreună că te-ai dus singur pe... Tu nu dai flyere și nu aveai ce să fac. Era timp mort. Plus asta că eu nu prea dau flyere. Deci în turneu trebuie tot timpul la mijloc, zice o glumă. Și toată chestia asta mă duce spre următoarea mea întrebare. Aveți copii? Nu, că știu. Nu, dar întrebare roșie. Cum devii relevant în meseria asta? Relevant. Cred că e foarte greu public, să răspundem, nu? Noi asta. Relevant pentru public. Online, clar online. O să vă rog să nu vă mai căcați pe voi, că lumea chiar vă știe și sunteți serios. Sunteți, ați devenit foarte cunoscuți, mai ales în ultimii 2 ani și... Haideți să nu ne mai... Adică eu apreciez... Lasă Instagram-ul. E vorba de show și de aprecierea pe care vă arată oamenii. Deci hai să lăsăm un pic modestia, că așa la fiecare întrebare trebuie să trecem prin... Pa, mă, noi. Așa că lăsăm modestia și vă întreb... bun, poate nu vă simțiți relevanți în momentul ăsta, dar poate v-ați gândit la un moment dat cum devin relevant. Păi Florin o să răspundă, ca să fii relevant trebuie să ai 7 participări la Iumor. Eram fake. Trebuie să vină, nici nu mai râde lumea, nu vezi că ai zis-o. Mamă, mie încă mi se pare amuză. Poți să spun asta, n-am spus-o nicăieri public. Poți să spun gluma? Că dădeam flyere într-un oraș, nu mai știu, un oraș foarte mic. Că de aici e gluma. Dar nu, mă, nu eram în flyere, eram la show. După show îmi stăteam pe scările alea. Ok, eu o să zic că la flyere, că așa îmi place să spun. Viața mea e la flyere. Bine. Eram la flyere, Cosmin. Da? Și-a dat flyer Florin. Și a venit un băiat, tu nu ești Florin de la Iumor? Și a zis Florin, ba da, mă duc chiar la Iumor să mă votez. Și a zis, iar la Iumor. Nu, ai zis, iar frate. Iar la Iumor. Bă, că ne-am amuzat. Un om random din Sighetul Marmației. Asta era părerea lui. Dacă și el a zis că e prea mult Florin la Iumor. Cum devenim relevanți? Drăcea. Da. Eu nu-mi dau seama unde e relevanța. De când de... Păi știi cum eu îmi dau seama de relevanță în momentul în care încep să nu mai simți. Eu cred că așa definești foarte bine relevanța. Știi, în momentul în care încep să simți că nu mai ești relevant, atunci îți dai seama ce înseamnă a fi relevant. Și cred că mai și contează să fii oarecum constant. Adică dacă trec, dar nu știu, nu pot să zic un număr de ani, dar dacă trec vreo 3-4 ani și faci treabă bună constant și ești ok... Cred că îți meriți un pic de loc acolo. Cred că trebuie să treacă mai mulți ani, clar. Constanța în vânzări, o să zic. Asta? Când, chiar dacă nu vinzi mai mult, măcar ești acolo, la un nivel, nu scazi. Adică ai 100 de oameni, 200 exact. De oameni care să ai tăi. Aceiași oameni care revin în orașul în care ai fost, pentru că ai fost bun la trecută, vin și data viitoare la tine. Adică nu strângi mai mult, pentru că nu faci altceva în YouTube sau în online sau TV, să bubui cumva. Plus că noi am mai avut discuția asta, că era vorba că trebuie să stai vreo 15 ani ca să poți să te consideri comedian. Sau... Pentru că asta m-a auzit de la toată lumea. Că asta am mai auzit din alte părți, dar mi se pare că s-au și schimbat vremurile. Nu trebuie să aștepți să treacă un număr de ani ca să scoți un clip pe YouTube mai lung.
să-l consideri special. Nu trebuie să treacă. Bine, cred că mai puteau să treacă niște ani până să pune sala Palatului Real. Fără reclamă. Trebuie să te înconjuri doar cu câțiva oameni, poate sunt prea mulți unii. Uitându-mă acum. Dar cred că aia, cred că trebuie să fii constant și să tragi acolo. Și dacă îți vezi tu de treaba ta, n-ai cum să nu fii recunoscut, indiferent. Bun. Așa, schimbare. Așa. Bun. Sunt de acord cu Drecea. Dar vă e frică de momentul în care o să deveniți irelevanți? Mie nu. Cred că o să mai treacă timp până o să devenim irelevanți. Momentan este foarte relevant. Nu v-ați dus cu prăpastia până acolo? Ba, adică da, să încă vedeți... Mă gândesc la pic deocamdată. Da. Da, unde? Nu am cu... Eu m-am gândit și abia aștept să pun niște show-uri. Cu cine vrea, o să rup show-urile în țară. Păi atunci cred că merge la bătrâni, că o să fiți și voi. O să fiu un manager excelent. O să vă ridicați de pe scaunele alea când vă uitați la măruță. Și o să ziceți, ia domnul, nu-i microfonul ăla. Dar care este picul în cazul ăsta? Bun, deci relevanță, am înțeles. Trebuie să... Adică relevanța nu ține de nivelul de notorietate. Ci dacă ți-ai câștigat suta ta de oameni. Am dreptate? Da. Primul pic, cel puțin în mintea mea, ăsta e. 31 ianuarie. Vedem. Deci ăsta e un moment... care îți confirmă ție, comediant fiind, da. Mă refer la Sala Palatului, că dacă ai făcut Sala Palatului, dacă reușești să faci Sala Palatului, gata, contezi cam și chiar ești pe fapt. De fapt, cred că a fost un alt pic înainte de Sala Palatului, pentru că asta ne-a dat și curaj să pune Sala Palatului, a fost Florin Piersic. Da. Uh-huh. Domnul la Cluj. Și ne-am întâlnit cu el la final. Unde am avut două și au fost două pline. Adică nu în același timp, două la distanță de 4 luni. Da. Le-am umplut amândouă și asta cumva ne-a dat curaj să facem Sala Palatului. Pentru mine Sala Palatului nu e un pic, pentru că sunt conștient că vor veni oameni, pentru că e pentru prima oară când se întâmplă ca o generație atât de tânără să facă un show atât de mare și vor veni pe susținere. Eu cred că următorul pic e să faci constant o casă de cultură de 400 de oameni în orice oraș în care mergi, sau 300. Fără să nu mai stai cu emoții, fără să te chinui că nu se umple. Să ai constanța asta. Ce se va întâmpla acum la Sala Palatului, sigur va merge, dar e pentru că... Dar și asta e... va ajuta, acea constanță. Da, e pentru prima dată când facem asta și oamenii vor veni pentru susținere. Da. Dacă noi anul viitor mai punem Sala Palatului, posibil să meargă mai prost decât merge acum, doar pentru că a fost pentru prima oară băieții ăștia au încercat, hai să susținem, că îi urmărim pe YouTube. Eu cred că picul e să duci constant 400 de oameni oriunde mergi în țară, să n-ai frica, mamă, ne permitem să plătim casele de cultură care au o sumă incredibilă. Da, și sumă incredibilă și ți-o oferă și un căcat de nimic. Bani. Adică ții spectatorii în fric și în... Da. Da. Deci vi se pare a bold move să faceți Sala Palatului. E de statement așa un pic. E de statement. Da. Da. Și cred că picul diferă la fiecare, că poate cineva e mulțumit cu Sala Palatului sau ceea ce, bă, deja suntem bine. Dar poate cineva vrea mult mai mult. Cine, mă? Dar toată lumea vrea mai mult. Clar. Eu sunt de acord cu ce ai zis, Florin. Eu cred că asta e, că picul a venit de fapt înainte. Și adică în momentul în care ați reușit să vindeți la nivel național atât de bine, că ați vândut bine, să nu ne căcăm pe noi. Ba, bă, da, chiar. Anul, cel puțin anul trecut, din decembrie și anul ăsta până în februarie, martie, am avut niște show-uri foarte bune cu mulți oameni. Deci, zic, Cosmin, am facturat 2100 de lei februarie anul trecut. Nu, dar am avut case de cultură pline aproape. Și câte două. Gata, mă, cu lauda. Dar nu-i mă laudă, spune-mi de ce... Am vândut... Deci am fost la Sighet. Uite, asta îmi place iarăși de el, că se autoflagelează constant și că nu-și permite să aibă un pic de... Își permite când bea 14 bere în plus la acolo și prinde pe cineva. Unde sunteți comedianților? Exact. Păi da, dar el în interiorul lui e așa. Mamă, deci 3 bere. Las că am aruncat cu 14, da. Pune și pe 31 și pe 32 și pe 32. Bun, acum că a ieșit pisica din sac, ca să zic așa, Sala Palatului pe 31 ianuarie, da. Vreau să vă întreb, că mie nici nu m-a trecut prin cap asta. O să aveți pe cineva în deschidere? Nu ne-am gândit la asta.
Nu, clar o să avem pe cineva în deschidere. Cred că mai sunt multe de organizat până acolo. Da. Prima oară trebuie să găsim pe cineva să închidă show-ul. Da, mai ales asta. Toată uite, lumea fuge de asta. Da. Poate ne zici tu cum facem. Nu vrea nimeni să închidă. Păi pot să vă zic, dar nu o să vă plac. Mm. E simplu, trebuie să trageți la sorți. Nu, nu cred. Da, oricum fac. Da, randomize. Vreți să tragem acum la sorți? E bă, cel mai, ar fi. E cel mai simplu, da? Pentru că nu dacă faci asta, it was fate. Ar fi amuzant. Da, dar pe partea înaltă, trebuie să fim conștienți că ăștia doi aduc cea mai multă lume acolo. Cârge și Drăcea. Bun, pe atunci trag ei doi la și dacă a trecut, dacă ei au urcat deja, dacă ei au urcat deja 2 și 3, 45 o să fie cam oamenilor să sau nu. Cam uite cam. Bine, hai. Iar o să mi se pare hai. Că îl uiți pe Florin aici care cred că tu ai închis cele mai multe show-uri, nu? Da, și nu cred. Oricum noi facem prin rotație. Bun, hai că zic eu iar, chiar nu sunt de acord cu ce spui tu. Da. În sensul că eu cu Drăcea aducem oameni, pentru că oricare dintre noi s-ar fi pus la Palatului singur, nu ar fi avut nici jumate din biletele pe clar, care le avem. Clar, e vorba procentual. Nu. E vorba procentual. Ui, cred că foarte mult în gang, pentru că am făcut foarte multe chestii împreună. Fie Roaster Post, fie... Ce proiecte mai avem? Așa, vlogul lui Drăcea, ce mai facem împreună? Pentru că toată țara în ultimii 2 ani a asimilat, e un cuvânt pe care îl folosesc. Da, e foarte bine, bravo. Mi-a văzut ca grup, mamă, cum l-am nimerit, nu mă așteptam. Bravo, bravo. E pula lui Florin. Îi face pe tine. Tăiați asta, mulțumim Black Cap. Ca un băiat care știe edita, s-a oprit râsul? Bă, aici ai făcut-o, dar în rest... Cred că toată țara ne-a văzut în ultimii 2 ani că am fost ca gang împreună peste tot, pe story-uri, pe afișe. Cred că ne-a văzut ca grup. S-a dovedit și la Cluj și la Timișoara, unde bine, hai să foarte multă lume. Adică da, categoric Drăcea e cel mai cunoscut dintre noi. Dar și s-a făcut test și cred, din punctul meu de vedere, că un om pe afiș, chiar dacă e el, uite, Drăcea, posibil ca Drăcea să vândă mai puține bilete decât vor vinde 4 oameni necunoscuți pe afiș, pentru că oamenii încă cred că dacă sunt 4 oameni, unul show e mai bun și e mai lung. Da. Uh-huh. Deși poate e one man show la Drăcea și stă o oră 50 și ăia stau 20 minute fiecare. E băgată, înseminată în capul oamenilor. Dar ce zic că e că ca gang cred că am vândut și le mulțumim oamenilor care au luat bilete și sperăm să nu vă dezamăgim. Păi nu o să dezamăgiți. Deci vreți să trageți la sorți acum? Bă, ar fi amuzit cel mai tare lucru. Dar facem după pauză să pregătim biletele. Bun, facem după pauză. Rămâneți să, la final. Să mai pun, hai să vă mai pun o întrebare înainte de pauză. Apropo de asta, de ordine. Că iarăși cred că e ceva ce îi interesează pe cei care pe la început. Care e cea mai confortabilă poziție într-un show și de ce? Doi dacă sunt 4 line-up, probabil 2 și 3. 3 patru, e cel mai bine. Începutul mai mijloc. Da. Așa, să unu, fii partea de mijloc mai la început. Unul e puțin sacrificat, că trebuie să o ia puțin tot de jos. La 4 are presiune că trebuie să închidă sus, să nu piardă sala. Așa, 2 și 3. Cu notele, cu toată zarva de final, când se cer notele, când oamenii deja poate au obosit. Asta pic. Când ești la un club, da? În același timp, dacă ți iese la 4, ești mecher. Adică dacă ce vibe-ul pe care simți după că ai dus energia și mai sus și că ai ținut până la final, pentru că oamenii obosesc la un moment dat. Când ți iese la 4 sau când ți iese la 1? Eu mă întrebi în toate spoturile, clar. Cred că unul faci oricum de când începi, tot deschizi show-uri și de asta cred că mai, patru e cel mai mult mai rewarding ulterior când ajungi să pleci în propria formulă. Da, cumva, dacă ai dus-o și ai ieșit bine. Și pentru că la unul orice ar fi ai scuză. Dacă o dai prost, s-a vorbit, dădeau note încă, mai venea oameni. Dacă e bine când ești primul, o dai public foarte mult. Înțeleg. Și știi că o să fie mai bine. Da. Și cred că asta e și frica la noi la sala Palatului, că suntem 5. Și o să-și dea fiecare viața să rupă momentul ăla acolo. Vă știu, v-am zis noi 12-13, dar vă 25, 30 așa. Și cred că să urci după 4 oameni care și-au dat viața și au rupt și a fost bine, cred că să fii ultimul e deja mai greuț. Bă, dar cumva să te împinge să fii și tu la fel. Adică ok, Florin, închizi tu. Am înțeles ce vrei. Nu, no, tragem la surți. Bun. Dar eu, de exemplu, eu acum, dacă stau și mă gândesc bine, dacă ar trebui să deschid un show, cred că m-aș descurca foarte bine, pentru că mi-am structurat materialul în așa fel încât să iau energia care e la finalul show-ului.
Și să știu să iau de acolo oamenii de unde mi-i lasă cel care a fost înaintea mea. Da. Asta ziceam și vă întrebam și mi se pare dificil în formula asta și prin rotație că materialul, presupun că nu aveți material de bun. Nu, eu sunt la început, tot, o să dau material de început. Nu, sunt la mijloc de mijloc și de final. Doar din energie trebuie reglat cumva. Uh-huh. Din ce? Eu îmi dau seama, îmi dau seama când sunt primul. Dacă show-ul merge greu, îmi văd mult mai tare vulgaritățile. Simt cum oamenii se dau în spate la înjurături. Din nou, dacă ești într-o casă de cultură, care e oricum e show excepțional, posibil să nu le simtă. Dar într-un pub, poate și pe terasă, cum am avut vara asta, în aer liber la 6, de le vezi grimasele cum toți sunt, aoleo, băiete, tu iei bani pe asta? Da. E cam atunci, văd, la început. Dar nu ne-și întâmplă asta, oameni. Nu. Oamenii din Bistrei, dar nu s-a întâmplat asta sau ceva. Deci ne-am auzit așa ce am zis. Așa părere bună am despre tine, că am crezut că ai spus un neologism când ai zis de le vezi. Da, Mădăline, ce, ce citești în ultima perioadă? Tot citesc. Da. Păi atât de tare de le vezi? Da. Încât nu-mi se pare incredibil. Ce scuze că nu m-am ridicat. Da, de obicei show-urile de la terasă nu se compară cu show-urile din interior și asta nu cred că, ca să stabilim o dată pentru totdeauna. Eu nu cred că are legătură cu cât de bun e comediantul. Eu cred că are legătură cu faptul că nu, pentru că de asta toate cluburile de comedie și noi astea din București am încercat să le facem în spiritul ălora din state, tavanul e jos, energia se menține acolo și în momentul în care cineva de lângă tine râde, clar, ești mai predispus să râzi la un moment dat la o glumă, ăsta fiind scopul nostru, să-i facem pe oameni să râdă. Da. Că sunt și foarte mulți, din ce am observat așa, care după perioada asta e pandemie, pentru că a dat foarte tare la cap multora, vin foarte încruntați, foarte încrâncenați așa de eu nu o să râd nici să mă tai pe față. Bine, dar dacă mă tai aici. Și mă tai aici, o să râd. Sunt obligat să râd. Deci nu prea avem, cred că primul ar trebui să mai facă niște, ce mai adăugăm, e chestii de cine pentru prima oară la un show de stand-up, e încurajarea, trebuie să râdeți, să vă simțiți bine, niște chestii organizatorice așa de show, de intro. E important să nu intri direct asta în material și să-i sperii. Asta depinde și unde ai show. Că dacă l-ai în Cluj sau în Timișoara, nu sunt neapărat necesare, cam știu oamenii. Da, depinde și de locație. Da, dacă ești la Huș, poate e nevoie puțin să spui la început cum o să desfășoare. Da, o glumiță locală de aha, e sâmbătă. Asta e, ce. Eu am trebuie observat să-i că ciupești cumva. Da, atenția. Că merg foarte bine astea locale, uh-huh, dacă ești în provincie. Da, cel mai bine am observat că merge dacă ai 3 glumițe scurte. De fiecare dată funcționează asta și nu contează momentul în care intri, dar probabil te ajută mult mai mult dacă intri la început. Da. Pentru că în momentul ăla îl acomodezi pe om mult mai rapid cu convenția. Că asta este convenția. Tu ai venit la un spectacol la care o să râzi. Și din 3 să mă rămân sau una trebuie să intri. Da. Și subliniez punchline-ul. Mm-hmm. Glumă, râs. Aici exact. Râdeți voi, asta am zis eu, asta râdeți voi. Pentru că e scurt. Eu o fac, dar doar cu 2. Mm-hmm. Dacă mă grăbesc tare, zic una și plec. Mm-hmm. Și intru material. Peste încă un an o să o scrii și pe a treia. Da, mă, dar și cum sunt alte două. Da, oricum, e bine, chiar dacă nu ai 3 online sau glumițe mai scurte, tot e bine să alegi o bucată la care știi că ajungi repede la punchline, nu un setup prea lung la început. Clar, o să-i pierzi. Și contează mult să intri likeable pe scenă. Că dacă oamenii te plac din prima, orice spui e mai bine primit. Dacă intri... Asta e o chestie foarte interesantă vis-a-vis de likeable. Și voi v-ați gândit vreodată cum arătați din exterior în momentul în care intrați pe scenă? Aveți în minte așa, vă vedeți din exterior? E o chestie și regizorală acolo? Cred că o facem voluntar. Da, și niciodată nu-mi place de mine. Mamă, cât avem în comun, dar că... o să-mi operez eu nasul. Nu, dar serios, cum devii likeable? Uite, de exemplu, Mirel, te-am văzut, tu ai tot așa, ai un trigger. Ai în real life, ești într-un fel și după aia pare că te-ai montat cumva când te-ai urcat pe scenă la microfonul. Trebuie, simt. Așa, și crezi că ești likeable în momentul ăla? Eu îmi dau silința, sper. Deci asta, îți dai silința. Cum devii likeable?
Fake it till you make it, nu știu. Păi nu, serios, e, un e ca în actorie, da, adică nu îți pui un gând în cap. Un pic la început, cred, te prefaci puțin. Că și apoi încerci să apropii de persoana ta din afara scenei cât mai mult. Și cred, omul ăla după scenă. Mie jumate mi se pare ereditar, cumva, adică ori e o oarecare carismă, oarecare e ceva. Da, ori o ai, ori nu ai, și cealaltă jumătate cumva, da, o lucrezi, o înveți, o joyous communication, am înțeles că se numește acest concept. Dacă tu pe scenă pare că te distrezi și asta că te simți, e, da, bine, cumva, și oamenii o să se simtă bine că te văd pe tine simțindu-te bine, cumva. În cât la 100 din cazuri? Din cât ați făcut până acum? Acum trebuie să ai și glume. Păi nu, asta e, că de multe ori, uite, și eu mă mai distrez, când mergeam pe la Open Mic, aveam niște serii în care mă distram foarte tare. Dar lumea nu prea se distra. Eu mă simțeam minunat. În timp ce întrebam oameni din sală chestii de cultură generală, eu mă simțeam excelent. Și toată sala era, mamă, cum ieșim, cum, dacă unde se iese din clubul ăsta. I-a rupt. Da, asta e profesora mea de actorie. Cred că trebuie să fie și niște autoironie și să setezi de la început că ești la fel de terminat ca orice om de pe planeta asta, adică să nu urci cu chestia eu sunt comedian. Adică și să urci puțin sub public. La da, adică să le arăți că ești sub public și ce mi se pare mie cel mai mișto e să conștientizezi când e prost. Când dai o glumă și e proastă, dacă zici, mamă, ce proastă a fost asta, o să fie, a, că dacă o dai și e proastă și o dai și cu încredere, o să zic, ăsta clar e terminat. Da, adică, da, cred că până asta, unde, curzi. Eu cred că trebuie să fii natural, până unde o joci că ești sub ei, că la un moment dat e ipocrizie, nu. Dacă, cum aveai tu, de povesteai gluma aia, când ai mai aruncat într-un autobuz de foarte mult timp și oamenii te judecau. Nici nu pot să arc, n-am niciun ban, când oamenii îmi văd reclamele de pe net și... Văd că am sala plină. Eu sunt sărac. Voi aveți bani? Că eu nu prea am bani în perioada asta. Am făcut un film. Vă rugăm, exact, veniți să ne luăm bani înapoi. Nu, adică cumva înțeleg ce spui, să te pui sub ei, dar... Păi dar n-a zis, mă, până nu să te pui sub ei să pari social, sărac. Social, nu? Să te pui sub ei așa, adică totul romiști, tot la treabă ești în seara asta. Păi asta e, că e importantă discuția, să te pui sub ei sau să fii la, pe picior de egalitate, că și asta e important. Pentru că vedeți că de obicei, în momentul în care tinzi să te pui sub ei și să te duci prea mult în zona aia de self-deprecating aproape, oamenii tind să zică, ce vai morții lui ăsta, da, și hai să începem. Trebuie să dăm noi glumele. Cumva, și după aia vine și aia la final de, ai văzut, mă, că te-am ajutat? Da, 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 exact. Trebuie totuși să dai impresia că ești în control la ce faci acolo. Mm-hmm. Cumva dar vezi nu... ce... Iartă, da, e zi. O linie fină pe care trebuie să mergi. Că asta e, că e foarte complexă toată treaba. De trebuie să fii și likeable, trebuie să și pleci, adică tu trebuie să ghicești cam cum e o sală de peste 100 de oameni, în care sunt peste 100 de oameni, să ghicești care e lucrul pe care l-au ei în comun. Da. Din cum îi auzi că râd la glumele pe care le spun cei de dinaintea ta. Nu? Și după aia să urci și să îndeplinești acel om pe care ei vor să-l vadă, ca tu să fii pe picior de egalitate cu ei. De asta e foarte mișto opening act, mi se pare, când îl faci, că te arunci neant. Că dacă eu l-aud că e Mirel pe scenă, deja îmi dau seama de la Mirel cum o să fie show-ul. Îi știu glumele, știu unde are punch, la aia lua aplauze, de obicei n-am mai luat aplauze, e mai greuț. Când urc primul, e ce-o vrea Dumnezeu. Hai să vedem cum e. Nu mă stresez, că dacă o dă bine, mamă, trebuie să mă duc peste Mirel. Dacă o dă prost, mamă, trebuie să salvez cumva, trebuie să ridic cumva. Încep, mamă, poate vorbesc cu ăla puțin, care i-a comentat lui. Trebuie să fac ceva, simt nevoia să ajut show-ul. Când urc primul, e ce-o fi, știu că vin băieții. Dau cea mai bun, dar i-am în spate, știu că ridic ei show-ul. Dacă eu doar încerc să-i fac atenți în momentele mele și să-i zic unde să râdă, cum trebuie să râdă și vine ei să facă treaba mai bună. Sau după fiecare punchline el spune, aici trebuia să râdeți. Da, vă rog, la Dobrotă, vă rog, vă face și le semn. Cum și le montează, ai văzut că este perfect, râde toată lumea unde trebuie. Aveți în comun mentalitatea asta de trebuie să ajut show-ul? Clar. Clar, da. E de echipă aici, da? Da. N-ai cu degeaba este unul bine dacă per total show a fost un gunoi. Că tot nu... E frumos. Eu sunt de părere rar, dar tu ajutându-te pe tine ajut și show-ul. Dacă tu o dai bine pentru tine. Știu, dar e frumos gândul, așa, știi? Da. Adică când a spus-o, n-a spus să dau bine. Da.
ca să ajut show, a fost direct că trebuie să ajut show. Da. Asta mi s-a părut frumos. Vine natural când faci asta de mult timp cu aceiași oameni, cumva. Adică noi de 2 ani deja mergem în formula asta. Cumva cea mai mare bucurie pe care o simt după show-uri e nu când vine un om și îmi zice, bă, de ce șmecher ai fost, ci când ce aud... Ce show, da. Nu, nici măcar. Când aud la poze... Bă, tu mi-a plăcut cel mai mult. Și după aia altcineva la Popinciuc și după aia la altcineva și la Florin. Și glume de la fiecare, și de fapt, glumă ăla spusă la... Fiecare a plăcut pe altcineva, mm-hmm. Deci toată lumea a fost bine în show, de fapt. Da, nu da, a fost cineva foarte slab și cineva foarte sus. Fiecare a avut, e subiectiv, fiecare a plăcut pe altcineva și îți pare asta chestia, că fiecare are, ăsta are zonă de copii, ăsta are zonă de, nici nu știu, nici nu pot să spun aici. Am văzut o venind, era muia acolo. Fiecare are alt subiect și mi se pare atât de important să atingi mai multe pături sociale. Da, asta e foarte important, iarăși. Că umorul este subiectiv. Uh-huh. Și că oamenii, știi, pentru că simt nevoia să fie într-o tabără, de multe ori se întâmplă asta, de ăla e cel mai bun, ba nu, ăla e cel mai bun. Da. Și că tu trebuie să, na, root for your own people, pentru că ție îți place ăla, înseamnă că ăla e cel mai bun. Da. Fals. Pentru că ție nu-ți place o glumă, asta nu înseamnă că altuia nu îi place. Deci s-ar putea ca gluma aia să fie bună. Eu de asta, acum ceva timp, am realizat când am fost la show la Chapelle, atunci în Amsterdam, și cu Chris Rock și... De n-am ajuns noi, din păcate. Da, așa, cu Jeffrey Ross și toți băieții. Doar lasă asta aici. Și mi-am dat seama că m-am întors după aia în țară și nu mai știu cu cine vorbeam și am zis, bă, Chris Rock, mamă, praf. Da. Și mi-am dat seama că, băi, nesimțitule, fătute-i în gură. Adică, mie nu-mi convine când oamenii spun despre mine asta, pentru că zic, păi stai-mă un pic, că totul e subiectiv și așa. Și de atunci spun că, bă, mie nu mi-a plăcut. Mm-hmm. Că... Dar sunt în asentiment, că și eu am fost la show-ul. Da. E ăla cu bă praf sau bă mie nu mi-a plăcut? Nici mie nu mi-a plăcut Chris Rock. Da, sunt mulți care au spus că nu... Adică, după aia când am văzut specialul pe Netflix, asta Selective Outrage, care era cam același material. Mm-hmm. Cumva s-a văzut că a mai fost lucrat, era puțin mai tight. Am mai lucrat băiatul la aplauze. Adică astea. Față de ce am văzut atunci, cumva a fost mai low. Da, acum. Oricum mie mi se pare atât de, nu știu cum să-i spun, că parcă suntem atât de mândri în orgoliu nostru, de vorbim noi de comedianți ăștia care ți-au umplut o sală de 60.000 de oameni, exact. Așa, și venim noi și stăm în România și spunem, ce am, Chris Rock? Pe normal. Pe ce, mă, că dacă se apucă aseară la Megidia am rupt. Bun, hai să luăm o pauză, vă rog frumos, ca să luăm o pauză și după aia ne întoarcem, ne gândim și cum tragem la sorți. În regulă. Mama, am emoții să mă bat. Mamă, și eu. Așa. Deci vrei să facem asta acum. Da, da, mai putem. Ia ne de pe suflet. Trebuie. Suntem dărâmați. În regulă. Da, mă, rămânem sigur? Probabil doi dintre noi nu or să mai vorbească nimic, cred. Restul podcastului. Păi de asta ești, nu vezi mai bine la final? Nu, că nu. Doar stăm în tensiune stăm acum. Stăm în tensiune. Uite de la Mirel. Eu numai la castroile alea mă gândesc. După aia, dacă facem la final, oricum plâng acasă. Alea de ciurul acasă. Mai bine plâng aici cu public. Face și viuri, eu zic da. Păi și acum te întreb, Mirel, există Dumnezeu? Asta e, o să-mi arăți tu în această seară. Oh, Doamne. Hai să luăm un număr. Doamne. Uite că ăsta s-a lipit din mâna mea. Nu, nu numele meu. Nu, e un număr. E un număr. Nu, un număr. Doar, nu e un nume. Zil. Stai, nu. Nu. Încă nu știu cum am vorbit. Să nu ce scăi mă spui. Nu mi-a zis bine, Elisa. Bun, deci avem aici. Ăsta e primul număr. 4. Florin, nu juca ca și cum nu vrei să închizi. Chiar, nu, că să închizi, să închizi, nu să te deschizi. Chiar 4. Da, păi face schimb. 4. 4, oameni buni. Ok. Așa. Ce ăsta e numele? Ce facem noi în loc să facem sketch-ul, să vindem bilete? Nu. Deci 4 e cel mai bun spot, nu? Da, da. Bă, și întâmplător e numele pe care l-am tras prima oară. Care este? Alexandru Dobrut. Wow, am scăpat de închis, băieți! Bine! Frate, dar mie nu mi se pare. Ăsta la altira. Bă, ați avut timp să le faceți la calculator între timp? Băi, MCN Podcast 2.0. 3.
Hai. Hai. Hai să vedem cine mi se alătură să bem de seară. Hai, hai, trage, trage, te rog. Ce drăceam? Ce drăceam? Ce drăceam? Ce drăceam? Man. Dă-mă, da! Dă-mă, da! Florine, dă niște foc la niște bani buzdărat, la cum de fără. Fă ceva, fă ceva, bărul meu, să piști tu cinci că te nenorocesc, ghiseu. Am atișerul cu mânt. Ai roată de rezervă la mașină, Florine? Că pleci în trei azi. Doile. Hai, și pot bun, toți pot bun. Fix tensiunea la final, 1 și 5. E Florin direct, îl cunosc. Bă, vă rog eu mult de tot. Cu ce ridici? Tot eu sunt? Bine! Bine! Bine, că dacă e Florin, unul a zis că nu vrea să deschidă și face în schimb. Nu, fără. Bă, aveți voie. Bă, bine! Nu merge cu schimburi, frate. Trist după tine, frate, frumos. Și eu unul cinstit, cum îmi place, obișnuit. Da, că mi-a făcut transplant. Vezi că e bine. Ia uite. Direct. Și ăsta e Florin. Numărul 5. Și dacă nu e Florin, o facem noi pe aia, de știți voi. Nu vreau să-i dau numele cum manevra. Așa are degetele pe somn. Nu așa. La ce picioare. La ce picioare. La picioarele lui Drăcea am degetele așa. Dacă ați fi făcută și asta a fost. N-ai voie, Cârge, dă-te. Pleacă de acolo. Mă, bubuie inima, jur. Dar și eu am emoții. Deci, mă, de la mâințele care e. Para, mă. Hai, mă, fă-le asta. Și rog. Acum, a glumit, mă, faceți cum vreți. Să le strice, ca la stare. Să strică așa. Da, normal, mă, puteți faceți cum nu, vreți. Nu, așa rămâne, în emisiune live. Asta sau așa stabilit. Rămâne. Acum, știi că dacă pică așa... Bă, bici! Cum Florin oricum nu-i convine unul. Hai să-l arătăm. Vedem noi. Vezi că poate nu-i Florin aici. Da. Mare și voi. Acum, da, mare voi. Păi atent. E Mirica. Gheorghe. E Gheorghe Dej. Așa o să rămână. Mulțumim foarte mult. Cam asta mulțumim. Este. Întrebarea este ce trebuie să fac să stau pe arest așa doar 2-3 zile. Da, doar 2-3 zile nu prea mai avem, să știi. Atunci, la sfârșitul lui ianuarie. Felicitări, asta e da, ordinea. Mulțumim că ne-ai ajutat cu decizia asta. Bravo vouă. Mulțumim frumos. Așa. Este! Avem opener. Eu, sincer, mie mi se pare că ăsta e clar un semn. Adică eu în locul tău l-aș lua și m-aș duce cu el. Este fix dovada că este Dumnezeu. Ei de spotul ăsta fug. Păpinciuc, nu, Florin nu vrea să deschidă ăsta, nu vrea să închidă în țară. Iată că... Mamă, dar chiar... Exact. Bă, cum le-a chiar legat. E un semn. E un semn. Să-l anulăm. Da, și semnul este că vom face schimb. Deci e schimb, da? Bun. S-a i-aș dat? Să lase oamenii în comentarii dacă vor schimba. Dacă și mamă, cine vrea să mă vadă pe mine ultimul? Scrieți voi. Și eu aș vrea să te văd ultimul. Și eu. Bun. Voi? Băi, și mie chiar repede. Și eu, și eu, putu vă în gură 3-4, ia uite. Vreau să-l văd împingându-se în unde nu dorește să ajung. Da. Cred că intră bine întrebarea asta pe care am pus-o data trecută când ați venit la podcast. Cum priviți competiția acum? Între noi sau? Competiția în general. Da, în general. Foarte benefică. Este. Și pe mai multe laturi, clar, cum vorbeam și la început, că nu-i doar, nu înseamnă doar să scrii bine, să fii comediant. E pe o grămadă de laturi competiția. Depinde. Fiecare cumva poate are avantaje pe una din laturi, dar pierde pe celelalte, nu știu. Trebuie să încerci să le ții la un egal, dar e greu. Competiție înseamnă că evoluezi tu pentru că vezi la alții ce fac și vrei și tu să faci chestii și dai seama că stai degeaba și dacă oamenii din jurul tău, să zicem adversari, nu, competiția ta muncește foarte mult, asta înseamnă doar hai că ești bine și tu pe cuvinte. Asta înseamnă doar că evoluează industria, deci mai mulți oameni află de stand-up, că asta foarte multă lume vorbim de mamă, a bubuit Drăcea. Care da, ne bucurăm cu toții că asta înseamnă că mai mulți copii care îl urmăresc de la Shelly, de la Săriți de pe Fix sau de unde mai apare Drăcea, află de stand-up, vin la noi la show-uri sau la alte show-uri și crește publicul de stand-up. Adică nu văd niciun lucru rău în a bubui cineva și a ne deranja că cineva are succes. Clar. Nu știu, e dubios că aud asta.
Mm-hmm. Oameni care zic cu invidie că, bă, de trec, mă, ce merg ea pe în țară și asta, fac show-uri. La început, competiția era cumva doar cine o dă mai bine la show-uri, asta era. Dar acum, cu timpul, îți dai seama că nu e doar asta, tot ce contează. Și, da? Și clar e loc pentru toată lumea. Adică la noi, cel puțin, mai e atât de mult de dezvoltat, chiar e loc pentru toată lumea. Da, cred că nu poate să te deranjeze într-o zi că ăla are un show undeva sau că e mai bun. Exact. Sau... Cred că asta e, pentru că erau doar, și încă sunt doar trei cluburi de stand-up, dar lumea nu-și lua atât de mult inima în dinți să mă duc eu să-mi pun show-uri, să deschidem locații noi în care să mai facem și atunci era competiție pentru că aveam impresia că tu, Mane, voi cu Mimi e spotul de la The Full și din cauza ta n-am eu loc acolo. E, acum lumea începe să plece mai mult în turneu, au mai apărut locații noi și mi se pare că nu, personal, nu simt față de nimeni nicio, cineva mi-a locul. Deci, de fapt, competiția e una sănătoasă, da, adică așa o priviți voi și în momentul în care cineva face mai mult decât voi, apare mai mult, e mai notoriu și așa mai departe, e o problemă la voi, nu la el. Clar. Și clar, trebuie să fie un impuls să faci tu ceva, să fii personal. Da. Care, adică e cum o iei, că poți să iei competiția să te frustrezi maxim și să-ți faci rău, sau exact, poți să iei ca pe o panică că, mamă, cât te face ăla, hai să trag și eu de mine un pic, poate sunt adică pe acolo. Nu e vorba despre invidie, nu e vorba despre invidie, ci doar să te pună în mișcare pe tine mai mult. Care vorbim noi frumos acum, dar am simțit-o cu toții la fiecare și cred că se mai întâmplă pe alocuri vis-a-vis de un om sau altul. De când ați fost ultima oară invidioși? Zi-mă de. Și pe ce? Zi-mă când de. A fost la Moisescu ăsta. Îl apreciez mult. Pe Moisescu. Moisescu. Da, da, noi. Da? Și am fost invidios că a fost invitat acolo. Până la chestia asta, vreau să zic asta, că nu văd o problemă când cineva reușește și trebuie să fac și eu. Nu. Nu trebuie să trag mai tare neapărat, da, da, ci doar să înțeleg că va veni și momentul, că sunt niște fluctuații. Da, ăsta e anul cuiva, după aia o să vină și anul meu, o să vină un proiect mai bun pentru mine. Adică nici nu trebuie să dăm în disperare de, mamă, eu ce fac, anul ăsta nu mi-a mers nimic. O să vină, calmează-te, încearcă, caută niște proiecte, da, dar nu te hazarda și o iei razna că tu nu ai succes anul ăsta. Mi s-a dovedit că fluctuează foarte mult carierele unor oameni și va veni și rândul tău la un moment dat, dacă ai răbdare și muncești, cred. Mai ales că până la competiția cu alții, nu știu dacă sunt eu mai moale, că zic asta trebuie să fie în primul rând competiția cu tine. Da, la tine, da, la tine, da, Mirel. Că ești mai ok decât ai fost acum jumătate de an sau decât anul trecut. Da. Sau clar, faci ceva într-o mandru? Direcție. Oarecum, cât pot acolo din când în când. Dar acum, asta, eu personal am chestia asta de autoflagelare excesivă cumva și de să-mi o dau după ce a fost singur și poate, nu știu dacă mai mult decât alții sau, dar eu o simt. Adică pentru mine asta e cel mai important, să fiu mai ok decât am fost anul trecut și până acum, nu cu mult, dar eu zic că m-am încadrat. Da, vi se pare că e o caracteristică importantă asta, să te autoflagelezi, să nu fii niciodată mulțumit de ce ai făcut? Da, pentru că într-o cumva asta te duce mai departe. Da, dar în exces dăunează. În exces dăunează. Aia, că mare parte, da, să crezi cumva că poți să fii mai bun, dar să și iei niște lauri așa din când în când. Nu, să fii conștient de ce poți, dar da, cumva să și faci chestia asta, că dacă nu faci chestia asta, mi se pare că stagnezi. E un echilibru foarte tricky aici, pe care trebuie să-și dea seama fiecare. E chestia aia să nu zici, bă, eu am făcut aia, gata, sunt șmecher. Nu-i mai pasă nimeni, a trecut, a fost atunci, ce mai faci pe viitor? Da. Cam aia, mi se pare că așa e la muzică. Și cred că ți-ajută și faniu autoflagelarea asta un pic, că nu prea poți să fii autoironic dacă nu ai și zona asta un pic din când în când, gândurile astea. Mm-hmm. Da, da. Trebuie cumva. Păi și cât de mare trebuie să fie un momentul de bucurie după ce ai reușit, după ce ai senzația că ai reușit ceva? Nu cred că trebuie să fie un moment anume, cred că trebuie să o simți tu acolo, să mai mergi cu chestia aia o perioadă. Te da, mai da, împinge să dai de drive aia, da, o perioadă, da. La mine a scăzut cumva de-a lungul timpului, adică la început, când de-abia am apucat să-mi poate sau făceam de 2 ani, un show bun la care simt eu că m-am ținut foarte șmecher, poate dura și o săptămână, nu știu, mă simțeam bine. Acum, că am o realizare mult mai mare decât pur și simplu un show bun, într-o zi, poate seara aia a fost, m-am bucurat, cea 2 zi de dimineață, iau de la casă. Creșesc cu buretele și, da. Eu am simțit o discuție pe care am avut-o noi internă de flex. Da. Când am făcut noi 4 show-uri la Timișoara, da, nu știu, am avut 800 de oameni, ceva de genul, am vrut să postăm chestia asta. Și am avut discuție, dar de ce ne flexăm cu lucrul ăsta? Și încercam să explic că nu e neapărat o flexare, dar dacă noi venim cu niște postări, mulțumim Cluj, 700 de oameni, mulțumim cum a fost la voi, 8.000 de oameni la Cluj. Undeva în interiorul oamenilor subconștient, chiar dacă sunt din Galați, chiar dacă sunt din Iași, băieți ăștia vând, băieți ăștia umplu peste tot. Hai că să vedem când vin și la noi în oraș. Și cumva cred că trebuie să ai și momente în care să te răsplătești, să arăți ce ai făcut.
Nu constant, nu mereu după fiecare show. Mamă, mulțumim. Dar când se întâmplă un lucru mare care te bucură, da, și pentru oameni cred că contează mult. Nu știu ce vreau să zic. Și nu e neapărat laudă, adică ajută și pentru alți oameni care poate nu urmăresc atât de intensă activitate să văd, da, uite, mă, strânsă-i acolo. Bravo, poate mă-i duce la un moment dat. Deci voi nu postați asta ca să, nu știu, le faceți în ciudă altora că ia uite ce am făcut noi la Timișoara. Nu, poate din contră, pe ceilalți care ar vrea să facă și ei, care nu pleacă cu show-uri, să le arătăm că dacă noi am putut cu 5 ani de stand-up sau cât avem acum 6, unii dintre noi, și cu niște flyere împărțite și cu niște content online de ordinul 40.000 de view-uri, am reușit să facem asta. Și cred că ar trebui să ambiționeze prea multă lume. Și inclusiv pe noi să nu o dăm înapoi. Și când ați fost ultima oară invidioși? Deci... Am crezut că uitat de întrebarea asta. Da, eu mi-am dat deja răspunsul. Deci la Moisescu când a fost Mădăni. Da, cumva. Cred că și Drăgea a fost. Cumva la fiecare m-am gândit. Nu te-ai uitat? Abia aștept să... Cumva, dar, da. Cred că e mult spus invidie. Nu știu dacă am fost vreodată invidios pe cineva. Că invidie bănuiesc e să te pui în locul lui. Să vrei să fii tu în locul lui. De ce e ăla și nu sunt eu? Cred că despre asta e vorba. Da, nu e neapărat că nu e cum aș cum am gândit. Meritam eu în aceeași măsură să fiu acolo. Dar invidie, da, cumva că asta ar însemna. Și okay. Nu am simțit asta niciodată, n-am vrut să fiu în locul nimănui. Acum că ați dat definiția, nu am simțit nici eu. Asta zic. Pula mea, da, așa să-ți dorești un lucru pe care asta poate îl vezi la altul. Da. Nici nu-mi place Andrei Moisescu ăla. Păi, dar care a fost gândul exact? Când l-ai văzut pe Mădălin, ce ai zis în mintea ta? Că vreau și eu să fiu acolo. Că vrei și tu să fii acolo. Deci n-a fost fătută în gură cârje că ești acolo. A, nu. N-a fost fătută pentru el. Înseamnă că nu ești invidios. Eu citesc mai mult. Da, nu prea știu să răspund. Îți zic eu, frate, dacă zi. Vrei. Ia. Eu, acum un an... Ce? A, nu, despre tine. Nu. Cred că acum mi-am amintit. De fapt, mă rog. Acum un an, când m-am apucat eu de radio, n-am mai venit la open mic-uri, la petrece, n-am mai venit la stand-up și ușor, ușor m-am cam dispărut din sfera asta. Și la un moment dat m-am trezit că, bă, dar pe mine ce dracu nu mai cheamă nimeni nicăieri și am simțit de toți, deci toți care ați avut spectacole, toți am avut, dar după aia s-a redresat treaba că a mai tras de mine ăsta și m-am lipit și eu cu ei cumva. Mm-hmm. Dar atunci, da, simțeam, adică era clar la mine cumva. Bun. Că nu prea mai veneam, nu prea mai făceam ceva în sensul ăla, dar atunci cred că am bun, simțit. Bun, deci fii atent la mine, eu aveam multe show-uri și așa, dar n-aveam bani și m-am uitat la Drăgea, la Pro FM, că a semnat cu Pro FM și aveam bani, știu, aveam show-uri, mă distram și așa. Și am fost invidios pe Drăgea că are bani. Da. Băi, eu nu știu. Să schimb și eu răspunsul că am fost toată invidios. Ia. Am mințit. Aoleu. Deci a venit un... A ce venit singura un... acasă, variantă românească a fost asta. Da. Să... A venit un băiat cu niște boluri și a zis, hai, cum urcăm la sala parată? Și a zis, Mirel 5. Îi spune, dar vreau locul Mirel. Că ce flui. A venit unul cu niște mercuriale odată. Mi-a luat ok. Băi, pe spate. Să nu pare eu ipocrit. Sigur am fost, dar nu vine acum în cap. Nu știu, sigur am fost. Cam și eu moment. Dar nu-mi vine acum. Ceva oricum de... Ai plecat tu în turneu, dar n-a fost invidie cât mi-aș plăcut să fiu acolo. Ați plecat în turneu și ați băut până la 6 dimineața și eram... Dar nu sau... acum ultima tură. Ultima tură am auzit că ați fost cu minți. Într-o perioadă în care am plecai tu și erați pe băut ture, până la 6 dimineața și eram, mamă, ce îmi plăcea și... să mai fi fost și eu. Și cred că mai e și aia după ce mergi în primul tău turneu cu un comediant mare. A fost mișto, zici, mamă, gata e. Și următorul turneu vezi că mai ia pe altcineva. Parcă și acolo e o timpul la mea dubrătă. Sau nu, mergem primul, rupere de cap, ne culcăm da, la 7 dimineața și după aia zici al doilea și al doilea nu mai se întâmplă nimic. Și așa, mă, micuțule, tu nu ești așa mereu? Nu bei până la 7 dimineața? Adică eu am venit așa al doilea turneu că pe rup capul, ce faci? Da, îmi pare rău că am îmbătrânit. Scuze. Da. Da, apropo de faptul că sunteți tineri. Care? Unii dintre ei. O să, bă, dar serios, da, unii dintre ei. Asta nici tu nu ești. Pe, de mine ziceam. Deși pare cel mai tânăr dintre noi, mi se pare Florin, așa bărbierit, bă, da. Aranjat, tuns, proaspăt. Fără ceapă. Mă bucur. E fresh. Mă bucur să aud asta. Fără cum să-i zbuclească într-o reclamă la creme acum. Așa, mă bucur. Mă, nu Florin e băiatul ăla din clipul ăla cu bac și o cremă. Deci, ce vedeți voi? V-ați gândit la viitor așa că, nu știu, când apar noi forme de comedie, de genul
te uiți pe TikTok și vezi că cineva are 6 milioane de view-uri că a făcut da, bă, ce mie banii ăia. Și toată România mergi pe stradă și auzi, bă, da, bă, ce mie banii ăia. Și te gândești, oare care e problema cu mine? Eu de ce nu pot să fac? Bă, da, bă, ce mie banii ăia. Și să fac 6 milioane de view-uri. E o chestie nouă și a venit vreodată în mintea voastră un gând de asta e o amenințare? E că... Cumva cred că o să fie tot timpul oameni care apreciază umorul voluntar față de asta, care e mai mult involuntar, să fim serioși. Păi vezi că oamenii de pe TikTok au învățat, au simțit ce bine e să faci umor involuntar voluntar. Eu da, așa cred. Cumva, da. Că în momentul ăsta cam asta se întâmplă. Probabil. Da. Adică când, da, când dai pe, peste live-urile alea cu vei să moară măta și nu știu ce și alea, da, clar, deja e un acting studio TikTok-ul. Adică când vezi pe nu știu, da, cine, mare bagabond că stă pe TikTok și te îndeamnă să dai click-uri acolo, e clar că omul ăla nu-i foarte bine, adică nu-i bine nici financiar, nici din alte puncte de vedere, să fim serioși. Cred că trebuie să-ți adaptezi umorul tău în funcție de tendință. Trebuie? Adică apare, nu trebuie, dar cred că ajută. Adică dacă vezi că mulți oameni stau pe TikTok și se uită la chestii scurte, poate n-are băiatul ăla răbdare să uite la o oră de glume pe internet cu tine, dar dacă îi dai o bucățică, o glumă de 12 secunde, poți să-l atragi așa și mai vede câteva glume și pe aceea, poate mă uiți și pe YouTube. Asta, da. Păi și nu e supărător că ce gândești tu nu e atât de scurt? Nu ai senzația că ești diminuat la un căcățel când tu poți de fapt să arăți mai mult? Cred că trebuie să o accepti, că până la urmă dacă ăsta e consensul general, dacă multă lume gravitează spre asta. Dar ăsta este, că asta vreau să vă întreb, e ceva real? Și luăm doar ca exemplu asta cu TikTok-ul, că nu e, nu m-am chitit eu pe TikTok. Chitit pe TikTok sună chiar. E, nou. Da, e următorul meu canal. Tap, tap, chitit pe TikTok. E ăsta trendul real? Pentru că eu cred, pe de altă parte, că oamenii se uită la așa ceva, dar tot preferă să vină să stea o oră și ceva în liniște, în liniște, în fine, în atmosfera aia și în convenția aia de la început până la capăt. Adică, pentru că structura, da, că asta vreau să spun, cred, structura de la un show de stand-up sau de la un show de comedie e atât de bine împământenită, pentru că se întâmplă de foarte mulți ani de zile, e greu să fie dărâmată de dă-ți ava că te omori să moar familia mea, cred. Adică dacă vezi un om care face TikTok pe scenă, asta nu o să se traducă niciodată. Nu o să se traducă show în live, neapărat, da. Dacă oamenii nu sunt real o amenințare cumva și chestiile de genul ăsta există, doar că acum se întâmplă pe TikTok, înainte erau pe Facebook. Și oricum, mai cred că din aia 6 milioane de urmăritori care se uită la Tap Tap și Morții Mătii, cred că nu vin la stand-up foarte mulți. Și că sunt doar personal așa. Nu cred. Florin are asta după aici. Iau, mai vorbește. Iau bolurile înapoi. Lasă să se întâmplă acolo. Lasă Morții Mătii că ai tras unul. Da. Florin, dacă mergem pe Victorie în familia Mântii și da. Țineți gâtul bine că... Da. Și asta e părerea sigur, mi-a dut timpul la micuțule. Mulțumesc de invitație. Sunt sigur de fapt că nu sunt adepții ai stand-up-ului, oamenii care urmăresc genul ăla de umor. Pot să fie câțiva. Da. Uite, de exemplu, am avut nu pot să zic că m-aș jucat, am avut un show în Germania în care au venit la show doi oameni foarte virali pe TikTok români, la modul de peste aproape 1 milion de subscriberi, follower pe TikTok. Oameni care fac sketch-uri, nu cele mai... sketch-uri cu femeia, cu bărbatul în casă, pentru oamenii publicul larg de TikTok. Și au venit la stand-up. Clar nu sunt ei publicul țintă pentru asta, dar cumva, asta zic că vin și oameni de pe TikTok. Ce am vrut să răspund legat de Popinciuc, nu cred că e ceva nou, cred că se întâmpla de pe vremea cu două telecomande, iese focul, iese focul, oameni care ziceau un căcat viral, da, și toată țara prelua chestia asta și spunea, venea Bendea care parodia.
Dar se întâmplă chestia asta. Eu cred că nu trebuie să-ți adaptezi conținutul pentru TikTok. Trebuie să-ți faci conținutul tău lung dacă îl faci lung pe YouTube. Dar aruncă niște pastile, cum ar spune colegul nostru din public, de la show. Aruncă niște pastile și pe TikTok. Ca oameni, adică nu ți-l adapta, dar taiezi niște bucăți. Dacă vor să vină acolo. Exact, dacă vor să vină la show-uri sau pe YouTube unde e full, vor veni. Adică, dacă nu te abate de la drumul tău, doar pentru ei, cumva, vreau să zic. Ține-i pe aia 50.000 ai tăi care sunt pe YouTube, că în timp vei crește, ei vor anunța alți prieteni. Și știu că ziceai asta la modul general, dar pe TikTok intri ca să băltească creierul 2 minute maxim, să dai așa un pic, și ai mers mai departe. Da. Și cumva dacă dă de tine omul ăla acolo și cumva poate știe stand-up, dar nu știa de tine, poate să te ajute. Că? Și nici nu mai are nimeni răbdare în ziua de azi, adică de-aia e atât de popular și bun TikTok-ul ăla, nu-ți place ceva, te-ai dus mai departe, nu stai ca pe YouTube. Da, și cred că e și greșit un pic să facem o greșeală pe care eu o vedeam pe vremuri la cei care erau cu pro, aveau pro și așa, și în general cei din televiziuni, care imediat categorizau publicul în deștept și prost. Da. Nu există o altă variantă. Adică dacă tu urmărești, apropo de ce ai zis tu, dacă tu stai pe TikTok, automat ești prost și asta înseamnă că nu prea ai ce să cauți la stand-up. Și cred că măcar acum noi putem să fim mai, nu știu cum să zic, nu permisivi, ci mai realiști și să înțelegem că faptul că te uiți pe TikTok nu te face nu neapărat prost, cum faptul că, cum era pe vremuri, că dacă asculti manele, ești ultimul terminat. Da, nu, n-am zis că-s proști sau ceva. Ba, nu, asta ai spus. Nu, am zis doar că nu-i interesează, pentru că nu s-a adept să-i stai Napoli. Și mai înjura după aia, eu țin. Nu, știi ce cred eu? Nu, ăia de pe TikTok sunt proști, ăia de pe YouTube sunt deștepți, doar e atât de mult conținut. Și Reddit-ul nu mai zic, adică Reddit-ul se pișe până e... E atât de mult conținut încât oamenii își împart conținutul în funcție de cât timp au liber și ce fac în momentul ăla. YouTube, vreau să mă uit mai lung, vreau să mă uit la un podcast în timp ce muncesc. Eu caut de fiecare dată când mănânc, caut un clip, știu, 7-10 minute. Și cam știu ce emisiuni sunt pentru cât timp mănânc eu, ca să fie... Și mi-aleg exact conținutul respectiv. Dacă mă pun, nu e cazul meu să zic că nu prea mă uit seara la chestii, dar sunt oameni care știu seara mă uit la un film pe Netflix. Da. Am o oră și 10 până adorm. Adică oamenii își calculează mai mult, cred că, chestiile astea. Și TikTok-ul, din ce văd, e pe metrou. Când mă duc, dau repede, că n-am timp să fac altceva și dau repede. Cred. Dar când îți iei timp să te uiți cu cineva, nu știu, un cuplu, te uiți la o chestie mai lungă, cred. Nu sunt nimeni doi îndrăgostiți. Hai să-mi uităm pe TikTok, să planifici și la drame pe TikTok. Cred că se uită la noi, la stand-up-ul meu. Da. Cel mai probabil. Cum arată pentru voi un show ideal? Acum că ați avut niște show-uri bune și niște show-uri foarte bune și niște show-uri proaste și niște show-uri foarte proaste. Care e show ideal? Să deschidă Popinciuc? Să închidă Florin? La mijloc. Eu trec cu 2 corona jumate băute, nu mai mult, nu mai puțin. Cred că show perfect e să-ți intre prima glumă. Dacă ți-a intrat prima glumă, bă, mâncați așa. Ai o încredere în tine față de când nu ți iese ceva și te-ai pierdut, am momente în care acum, că zicem cât ne ridici tu că bă, ce șmecheri sunteți, recent am avut un show la care efectiv m-a resetat total. Atât de greu a mers o bucată, încât am zis, bă, e incredibil. Nu mai știu să ies din căcatul ăsta în care m-am băgat și vedeam cum toți oamenii și-au pierdut încrederea mine și eram ultimul cu 2 urcări pe scenă. Ultimul băiat. A părut că am jignit oamenii care au 2 urcări pe scenă asta. Îmi părea că s-a știut toată experiența făcută, tot pentru că contează foarte mult cum intri pe scenă, de asta zic, prima glumă e importantă să fie bună și dacă intră, i-am ciupit. Clar, sunet bun, arată un show bun, sunet bun, dacă se poate să nu se consume chestii. Mâncare. Mâncare. Alcool se poate consuma. Da. Îți mai amintești la Dublin cu alcool? Cum da, fost? Da, ok. Da. Să nu se consume nimic. Că-s heckler mulți. Cred că oamenii să fie liniștiți. Asta, da, sau chiar liniștiți. Dacă consumă. Că unii pot să bea să-și rupă gâtul și să nu țipe la tine pe scenă. Cât mai mulți oameni care au venit de bunăvoie, nu aduci cu forța și să încerci tu să... Asta mi se pare că s-a schimbat în ultima. Au venit mai mulți oameni care ne știau și n-am mai trebuit să-i convingem. Bă, noi suntem, să știi că avem glume. Deja ne plăceau. Da, începe să urce față de... Ca grup. Întrebam în sală
cine nu ne cunoaște și aplaudau peste 60% când ne cunoșteau, veneau doar că... Acum stemba. Mai sunt vreo 58, acum 58 vreo cam așa, adică eu zic că e bine. Acum sunt mai puțin. Pe număratele. Asta e că dacă mai multă lume... Un om ne cunoaște la podcast și mai vine cu 3 prieteni. Aia, e ce, vezi că ești bun ăștia, dar aia tot nu ne cunosc. Cu cât te cunosc mai mulți oameni și sunt cei mai fani, de asta merg orașele foarte mari, bine, Timișoara, Cluj, că sunt foarte mulți care ne cunosc și vin de câte 2-3 și ne știu toți. Și mai e chestia aia ce mi se pare mie că îți dă o încredere extraordinară, e când urcă primul, indiferent care o fi, și începe melodia, nu, și doar cum a intrat pe scenă urlă oamenii și aplaudă. Bă, când e aia mi se pare o liniște, nici nu mai pasă cum merg glumele, e chestia aia că au vrut. Oamenii primitori și am avut, unde am avut, am fost și eu cu voi acum, am atârnat, la unul din ele n-a fost cu urlat așa când a urcat primul și am... E clar, n-are cum. Și a fost bine. Dar e chestia aia de nouă, e ceva rău de tot. Oameni buni, dacă veniți la show la Drăcea, nu la glume să râdeți. Chiuiți când intră el și el e... Bă, ce vedetă sunt, ești prost. Da. E bine că am fost la Shelly, ce ai? Am zis o glumă, ești un ternat. Da, mă, dar ce ai aplaudat când am urcat? Bă, v-am păcălit că sunt smecher, v-am păcălit. Și la final când cobor nimic, nu mai vrei aplauze. Da, nici mă interesează. Da, zice și voi, eu asta cred, sunetul foarte, e foarte important, e mai important decât, și lumina e importantă, dar sunetul e foarte important. Și oamenii se simtă bine să nu stea în super frig, în super cald, să nu stea cu un trepied în față că ne filmăm noi ceva sau... Cosmin, vrei să te mințim? Cel mai important, un show bun arată cu râsete. Că dacă ai râsete, te și așezi pe material, delivery-ul e altul, îți dai timp. Deci râsete vrem. Deci eu cred că dacă, nu știu, invit la podcastul ăsta un comedian foarte old school, o să zic că fix același lucru. Râsete. Asta e foarte interesant. Și voie bun. Bine, o să zic, banii, mă. Când știi că e show pe bani mulți. Da, mă. Iar un show excelent e când încerci ceva nou și ți intră și merge. Aia e o satisfacție care diferită. Nu poate fi egalată. Da. Și seama că nu se mai merge la următorul show. Asta e după aia. Sexul e tare, dar încerca material. N-am mai avut de mult bucuria asta. În sus de roșii. Nu neapărat o bucată nouă, mă refer poate și doar un topper la o chestie, o ceva, o propoziție în plus pe care o adaug și vezi că funcționează. Iar e o satisfacție în plus. Dar chiar făcăm foarte multe show-uri și plecăm foarte mult. Nu s-a întâmplat să mecanicizați materialul? Să devină un automativ și să nu mai gândiți ce spuneți? Asta se întâmplă de obicei când e foarte mult rulat. Când are mai mult de 7-8 luni și îți pui în continuu, se întâmplă butonul automat și nu mai simți. Și atunci devine... Atunci simți că trebuie să schimbi materialul. Și reacția în sală cum e? Și mai stai 6 luni. La fel. Asta e nașpa, că reacțiile sunt la fel în sală. Adică oamenii râd la fel, da? Doar că tu nu îți mai ai premiul ăla să arăți. Pentru că știi unde să râde. Nu și sunt, e normal că trebuie să râd acum. Nu sunt la fel reacțiile. Eu am ce zice Florin, dar mereu bag cu căs noi. Și îmi dau seama, acum nu-mi dau seama dacă de frică că nu-mi știu materialul nou, dar ăla îl dau pe automat și mă gândesc la ce trebuie să zic în viitor. Și nu, oamenii simt când nu o dai cu aceeași încredere. Niciodată. Când am avut material vechi, mereu în ultimele două luni ăla nu mai merge. Da. Cum mergea. Niciodată n-am avut reacțiile bune. Nu la fel. Ăla vechi. Tu spui că-ți merge, nu merge. Da. El îl schimbă pe tot odată, nu introduce pe bucățele mici ca să aibă bucata la care să gândească tot setul. Ok. Da, și e bucuria mare când văd că la asta merge, chiar dacă la nu mai merge atât de tare, e bucuria mare că merge ăsta și parcă zic că pe ăsta l-a mai dat. Au fost oameni care s-au râs la el. Asta e. Mie mi se reconfirmă de fiecare dată. Acum am pățit aceeași chestie când am avut o pauză și am mai avut niște orașe lăsate din turneu. Și m-am dus cu materialul ăla care la final după 110 show-uri sau cât au fost, deja nu mai, adică vomitam când auzeam că începe George Dumitru cu aceeași chestie și vomitam când spuneam eu prima glumă în gură așa un pic, dar na, înghiți și mergi mai departe. Dar după pauză am avut același material. Și bă, l-am zis cu poftă, zici că știi cum e pâinea aia tare pe care o dai cu apă și o bagi un pic la cuptorul cu crunte. Nu devine brusc bună, nu? Da. Dacă tu ai fost pe modul ăla de nici cuptor cu microunde. Nu. El nu înțelegea când apare bricheta în ce ai zis. Da, și asta mi se pare incredibil și dacă v-ați explicat voi până acum, cum simte publicul, că toți simt, adică nu e aproape toți. Se omogenizează energia din sală cumva
și își dau seama, ăsta e vai de pula lui azi, ăsta e ok azi, ăsta... Pentru că nu mai trăiești tu, sună... Nu mai trăiești tu, se vede că o zici din amintiri, cumva nu mai faci pauzele acelea și cumva tu nu ești în momentul ăla. Da. Tu te gândești la bitul nou pe care îl spui și se vede la mine, eu mai mă filmez uneori și ascult înregistrările și văd cum am zis-o pe aia și când am fost interesat de următorul bit, cum eram altul. Aveam mai mare chef, mă opream, nu știu. E și asta un lucru pe care ar trebui să-l înveți comedian fiind. Să fake it, da. Să fake-uiești da, prospețimea glumei de fiecare dată. Fact, dacă da, nu-ți place da, să scrii da, material, cam cred că asta... Dar nu neapărat că nu-ți place, că uite, comparativ, da, cu, da, comparativ cu ăștia din state, eu am schimbat în ultimii ani, am schimbat la 6 luni material. Ceea ce mi se pare mult. Adică într-un an să ai 2 seturi de o oră... E mult, da, e mult. E mult. Bine, cred că contează și ce faci cu el în alea 6 luni. Că dacă ești un om la început care are 20 de urcări în 6 luni, nu poți să-l schimbi atât de... Adică oricum să nu creăm chestia asta de trebuie la 6 luni, că mai vin oameni. Când mai veniți în orașul nostru? Păi să văd câte show-uri o să mai am până atunci, că nu pot să-mi ard materialul pe 20 de show-uri să-l filmez, că el nu e rodat până atunci să-l filmăm. Nu e cuvântul bun? Rodat? Nu, nu, e foarte... Că v-ați uitat la mine toți. Surprins. Bun. Bun. Eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit în podcast. Și vă felicit pentru sala Palatului și sper să fie plină ochi. Doamne, să nu fie, să n-aveți perdele. Și la limbaj și în sală. Și aici de la azil. Și acum o să facem în așa fel încât să vă pună oamenii din public întrebări. Pe care știm pe toți. Dragi oameni din public, invitații sunt la masă. Voi, dacă vreți, microfonul e acolo. Te rog. Primul, poți să vă deschid la sala Palatului? Salut. Eu, bine, cred că e o întrebare mai mult filozofică așa decât, nu știu dacă are un răspuns concret. Dacă ați putea să vă întoarceți cumva în timp, la prima oară când v-ați urcat pe scenă, ați face ceva diferit sau ce ați face diferit dacă ați face ceva diferit? Nu cred că aș face nimic diferit. Pentru că nu contează. Pentru cum că nu contează. Da, nici eu nu cred. O bere în minus, maxim. Nu, da. Poate puțin emoții minus. Dar rest... Da, nu poți să le controlezi. Tot prima oară ar fi, chiar dacă te-ai întors în timp. Aș fi avut haine mai curate. Nu, n-aș da. Îți pare s-a întâmplat cum... Peste așteptările la care mă așteptăm. Da, a fost peste așteptările. Mai scurt decât mă așteptam drumul. Chiar așa ați fost toți mulțumiți din prima? Florin, da... Dar nu știu dacă e vorba de mulțumit. Trebuie să dai seama că nu contează cumva prima urcare, contează să revii, să o faci. Cred că a oricum, doua și pe a treia, da. Și e bine pentru cine că a avut curaj să o facă, da? În primul rând, da. Important e că s-a întâmplat, da. Atât am avut. Bine, mulțumim. Salut. Ați menționat mai devreme că voi ați crescut foarte mult prin a vă pune show-uri singuri și eram curios. Care a fost momentul sau când v-ați dat seama că, ok, sunt destul de bun, pot să duc un show singur și cred că ar merita să vină oamenii să mă vadă? Când ați simțit treaba aia și cum? Cârje? Bună întrebare. În momentul în care am decis să facem asta, nu eram. Deci, încercând. Ne-am dat seama ulterior că, de fapt, după un an, nu eram de ținut show-uri doar noi. În momentul în care îți faci un gang, cred, e important să-ți faci un gang și văzându-te, filmând chestii, vă veți da seama că vreți să faceți mai mult împreună și că puteți să... Unul dintre voi care e mai papagal, o să sune bătrânesc din nou, o să zică, bă, hai că sun eu. La cine să întrebe? O să zică, bă, hai că sun eu la niște locații să încerc să pun show. Nu știu. Cred că în momentul în care o să ai un gang. Și o să-ți dai seama oricum. Asta zic. Oricând deci, vei începe, da. Nu vei fi... Îți vei da seama după ceva timp că n-ai fost pregătit să faci asta. Dar în același timp ce faci? Asta e. Problema e că îți trebuie prieteni. Cel mai greu. Voi, nu știu. Eu ce zic, prima oară nu eram pregătiți. Clar nu eram pregătiți și ne cerem scuze oamenilor din orașele. De asta am făcut-o gratis, adică fără bani primele show-uri. Da, mă, clar. După aia mai stat un an și am mers. Cred că dacă sunteți voi câțiva la open mic mai buni, dar să vă consideră mai mulți oameni mai buni, nu doar voi între voi, cred că puteți să încercați să puneți un show moca undeva și vedeți cum merge de acolo. Da. Dar din nou, asta e faza. Așa a fost, da. Nu în București.
Da. Că văd că toată lumea face în București, dar în București sunt atât de multe alte oportunități, toată lumea face, sunt în fiecare weekend 10 show-uri pe bani. Nu o să vină nimeni, e foarte greu. De asta într-un oraș mai mic, care nu se întâmplă altceva, posibil să dezamăgiți pe oamenii aia, dar măcar au ieșit din casă, în Sighet. Eu asta, din nou, e un efort. Cineva trebuie să aibă o mașină, o lumină, un microfon, o boxă. Dar asta e, cumva ieșit din București puțin, mai ales la început. Că în București e foarte mult stand-up și oamenii au de unde să aleagă. Mergeți într-un oraș în care voi este singura o posibilitate. Și bănesc asta cu Gengo s-a format natural, așa, nu... Mi-au dat niște mesaje, mă rog, probe. Cumva, da. Da, asta e o întrebare bună, pentru că la un moment dat tot așa se auzea că, bă, trebuie să stau pe la nu știu ce club ca să ajung să... Prins deschideri. Da, să mai urc, să mă anturez, la. Da, așa e. Asta era... De asta e foarte bine să mergi la open mic-uri la toate, nu să te aliezi unui club. Da. Pentru că doar la open mic-uri cu oameni de nivelul tău îți vei face un gang. Ah, o chestie pe care o simt importantă e să mergi cu oameni de același nivel. Să încep cu ei. Că dacă vei merge cu un comedian mai mare, te vei simți automat, nu vorbesc acum să nu deschizi la unul mare, ci, nu știu, iei tu pe cineva cu 2 ani de la open mic mai mare decât tine, în timp vor exista discuții la bani. Așa, dacă încep cu niște terminați de nivelul tău, știi? Iată-ne. Da. Simțiți că trageți toți la fel, cumva, exact. Că e da. Chestia asta. Un scop comun. Da. Dar da. Trebuie să-ți faci din nou, ajung la Dobrota, din păcate trebuie să ai prieteni la open mic. Ok, mulțumesc mult. Multă baftă. Mulțumesc. Tu sper că răspundem bine. Call center, da, da. Și cine mai vrea? Te rog, da. Te-a ales Mirel. Mirel? Am o întrebare pentru Mirel. Nu. Salut. E legată de scrisul de material. Ah, ok. E ok? Pe WC-ul sau? Nu, credeți că e ok să vă ziceți un pic premizele sau o glumiță între comedianți și cum reacționați dacă primiți un feedback pozitiv sau negativ? E cu duș întors, cred. Nu, clar nu. Da. Cred că cel mai clar, da. E nu dai acolo, integral. Da. Ajută, da. Dar cu niște oameni care ești confortabil. Da. Dar de multe ori poate să te facă să-ți pierzi încrederea da. În gluma pentru că nu râde de multe ori. Da. Că nu... Știi că ne mai făceam noi când rămâneam miercurea după open mic-ul de la comics, ne pregăteam pe același subiect fiecare glume și le citeam și nu râdea nimeni la nimeni și n-am mai făcut niciodată. A, nu, am făcut o seară în care fiecare a urcat pe scenă, eram doar comedianți și fiecare citea ce premise are în telefon. Și s-a întâmplat să-mi fac două de acolo. Nu, eu să zic da, eu testez foarte des, eu nu știu, în mașină, testez, zic, uite aici, semaforul ăsta, cred că semaforele sunt făcute ca Caterinca, nu știu, bani. Ați observat că întreabă așa mașină da, și a râs notat-o, știi? Dar asta e chestia, cred că depinde de cum o setezi. Da. Că dacă spui, bă, hai să spun o premisă, automat, fără să vreau, eu o să-mi iau stand-ul ăla de judecător și o să zic, hai, ascult premisa. Da. Și nu, după aia, brusc, o să zic că nu-mi place pentru că am judecat. În sensul că e o discuție normală între oameni și încerci să inserezi premisa și punchline-ul. Adică, da, dar dacă okay. E prea vizibil de nou, e penal cumva. Că încerci material așa random. Nu, cumva, eu da? Cred că ar trebui să existe întâlniri de genul, după părerea mea, de comedianți care se întâlnesc. Am făcut-o și noi la un moment dat, dar prea puțin. Da. Își spun premise, se ajută cu topăre. Contează și tu cum ești ca om. Dacă ăla te descurajează și nu spune că nu am, bă, nu prea, dacă tu cedezi. Dacă ești ca un băi, eu vreau să încerc totuși pe scenă, că eu cred în ea. Adică mi se pare, cere părere, poate te ajută cu o direcție mai bună pe care tu n-ai văzut-o, un unghi de abordare mai bun la glumă, dar dacă te descurajează, aici, adică dacă tu te lași descurajat ușor, nu mai face. Trebuie să alegi foarte bine oamenii care fac. Da, la fel, da? Prieteni. Am încercat la un moment dat să facem o chestie pe vremuri, când era un soi de săptămână de probat material și mergeam în Ploiești în perioada aia. Așa și scopul, că așa mă gândisem, scopul era să vină comedianții, să dea material nou pe scenă, ceilalți să se uite la ce fac ceilalți și să se ajute după aia între ei, că am tot așa cazare, era un soi un fel de workshop, să zicem așa. Un soi de workshop, da. Problema e, eu nu mi-am dat seama atunci, dar problema e că ești atât de panicat că va trebui să urci să dai material, că sau atât de relaxat și ușurat când ai coborât, încât nu prea mai ai cum să fii atent la ce face celălalt pe scenă. Și automat e foarte greu cu feedback-ul. Și de asta feedback-ul mai venea, dar venea prin a patra sau a cincea zi.
Exact. Și cred că ăsta e cel mai bun cadru, știi, că dacă organizezi exact ce spuneam la început, dacă ai o structură și organizezi lucrurile într-un fel, mult mai bine se primește, ca să zic, ca în Moldova, chestia asta. Dacă încerci tu să fii vulpoi bătrân și să bagi acum o premisă și nu se prinde nimeni, eu zic că nu o să funcționeze. În concluzie, eu zic să încerci. Dacă ești nesigur, încearcă cu niște oameni. Asta e cel mai bine. Da, asumat. Bă, uite, am o premisă asta. Ți se pare că, uite, mai sunt oameni care zic, ți se pare că s-a mai făcut premisa asta? Adică cer o părere, bă. Da. Ți se pare ofertantă premisa asta? Da. Dacă zice că nu, încearcă tot pe scenă totuși. Dacă nu, nici publicul înseamnă că are dreptate. Aia e, că în final oricum publicul zice dacă exact. E bun sau nu. Cam mai e. Ok, mersi. Marian, îți mulțumim. Pare că știm prea multe și nu e așa. Am impresia că sunt tacui. Bună, seara. Bună. Hello. Bună. Credeți că e un motiv anume pentru care stand-up-ul e mai mult predominat de băieți decât de fete? Adică eu știu 6, serios, știu, băi, număr 6 fete pe care le știu și fac stand-up. Pot să zic o chestie? Ai senzația că cineva oprește femeile în a urca pe scenă? Nu, absolut. Dar eram doar curioasă ce părere aveți voi că... Silviu Faru urmărește asta? E greu de răspuns, clar. Adică drăcea, tu riști cel mai mult dacă răspunzi la asta. Ok, răspund eu. Cred că pur și simplu se întâmplă și poate, nu știu, cred că meseria de bufon a fost considerată mai de bărbați de pe vremuri sau ceva, dar mi se pare că ușor apar din ce în ce mai multe fete, deci... Da, mă, poate te poți întoarce, echilibru, da. Nu știu. La teoria de curtat, băieții de obicei curtează femeile. Evoluție, educație, sunt, acolo, nu? Da, sunt învățați să exerseze mușchiul ăsta de a fi amuzanți mai mult decât femeile. În da, adică nu cred că e vreun motiv, dar sunt multe fete care oricum o fac foarte bine și nu trebuie să zicem noi că asta se vede. Și eu ce am vrut să spun prin începutul ăsta agresiv un pic, e că am mai auzit întrebarea asta și de asta mi se pare că răspunsul ăsta e cel mai bun. Adică nu există mai multe fete că nu au urcat și nu fac asta. E atât de simplu. Nu e un răspuns. Bine, ăsta de termen lung de noi bărbații a trebuit să vă cucerim și ne fiind toți frumoși. Să fim amuzați. A trebuit să învățăm să fim amuzați. Dar trebuie să urce toată lumea. Din punctul meu de vedere. Eu cred că mai e și chestia aia de că e băiețeală și cumva vii și rămâi în gang, că cumva fetele cred că dacă se simt puțin intrus, am văzut foarte multe fete care au urcat la open mic și n-au mai apărut. Cumva băieții noi chiar dacă urcăm, după aia parcă e gang așa și rămânem la o bere. La... Și zici că se simt foarte... ciudat că stau între mulți băieți? Posibil, sau ne fiind multe fete, cumva cred că pentru că n-am început toată lumea, n-am început să fie egali, cumva, ca număr, cumva băieții predomină și vrei să stai la băiețeală și o fată se va simți intrusă neavând foarte multe fete lângă ea și renunță și după aia rămân doar băieții care fac asta. În apărarea voastră mi se pare că urmărești și asta. Mi se pare că în lumea asta predominantă a băieților și a bărbaților, eu cred că se comportă foarte bine băieții și bărbații din stand-up. Clar, așa și... Adică nu cred că au fost cazuri de... Nu, clar nu au fost, dar zic caz, că parcă e mai ușor unui băiat să se integreze într-un grup în care toată mai cu berea mână seara la... Am înțeles. Cred, nu știu dacă zic ceva greșit, scuze. Să tăiem asta. Cu plăcere. Așa, te rog. Salut, mulțumim frumos, chiar foarte interesantă tema discuției. Voiam să întreb despre, adică dacă se pare că există valoare în ideea de a urca pe scenă cu oare și care aroganță, în ideea că, băi, am venit să vă prezint ceva, adică ca să mai treci de ideea de emoții. Eu fac stand-up de vreun an și, na, încerc să menegerez asta cu emoțiile. Și gen, băi, am venit să vă ofer ceva, nu să faci abstracție dacă s-a râs sau nu, dar gen să uci mai cu atitudine acolo, că din câte am observat eu, publicul simte când te duci și ai emoții, când ești, îți dai material, dai emoții. Da, nu cu aroganță, ci cu, da, încredere. Dacă urci cu aroganță, cumva riști să... Simt și asta, da. Să nu mai devii likeable, ceea ce nu-ți dorești. Adică, da, trebuie să ai încredere, dar nu arogant. Mulți confundă încrederea cu aroganța, știm. Câțiva care fac chestia asta și nu e ok. Dă nume, frate, dă nume. Nu. Da, dacă tu ești arogant,
Adică dacă ăsta e personal, nu personal. Dacă ăsta ești tu, de ce să o prefac că nu sunt arogant? Încearcă și asta. Dacă vrei, mi se pare, încearcă orice. Încearcă orice. A, dacă tine să devină un orice atitudine, dacă vrei tu ca exercițiu, astăzi urcă depresiv, mâine urcă mult prea fericit sau nu știu, cumva poți. Adică Mirel face asta o zi o zi. Cam așa e. Da. Nu e o alegere. Dar nu și medicamentele. Da, cred că poți să faci, poți să încerci și asta. Sigur, ar putea, cea, nu mai știu care din băieți, că n-am fost deloc atent la voi. Cu aroganța că s-ar putea să nu fii mai fi likeable, dar cumva încearcă și asta. Cred. Plus că e și de situație, adică dacă urci la un open mic, poți să urci fără toată încredere, dar dacă ești într-o zi, într-o deschidere, gândește-te că poate ești dintr-un motiv acolo și o șansă. Și poți să-ți dai un pic de încredere. Asta e, că sunt două medii total diferite. La open mic, dacă tu vii cu emoții, oamenii zic, oh, ce cute, băi, tu încearcă, hai să susținem. Exact. În schimb, când e un show pe bani, abia așteaptă să te mănânce. Dacă tu ai urcat cu emoții, te-au simțit și, pa, pe asta am dat bani? Da. Cumva trebuie să vezi în ce mediu ești. Că merge aia cu, bam, pe asta nu mai dau, să văd ce mai am în telefon, merge la open mic, la un show plătit, oamenii își vor pierde imediat încrederea în tine dacă tu spui, și ce să vă mai zic? Păi ce ai, bossule, nu te-ai pregătit de banii ăștia? Ok, mersi frumos. Pare că ai auzit așa. Și ce să vă mai zic? Mărți-mă, Galați 2009. Da, mersi mult. Și noi mulțumim. Noi mulțumim. Mai are cineva o întrebare? Bun. Mă, sigur? Costina. Noi altă dată nu mai venim la Micuțu. Să fie clar. Bun, vă mulțumesc foarte mult că ați venit în seara asta, dragi oameni din public. Da. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit în seara asta, dragi prieteni și colaboratori. Și pe 31 ianuarie, Sala Palatului, for the first time. Ne-am cam arătat. Hai să mă, închide Mirel.